Pare bine că am mai rămas atâția. Avem și câțiva studenți, sper că n-am rămas noi între noi. Dar de alta, dar noi între noi ne cam știm părerile. Așa că, bun, o să mai și încă o să mai vină câțiva studenți. Da? Bun. În cadrul acestui eveniment pe care l-am organizat noi anul acesta și anul trecut și în urmă cu 2 ani, cu mai mult timp în urmă a fost organizat în România, de asemenea, dar de altcineva, a fost la fel de interesant însă. În cadrul Free Market Roadshow-ului am avut posibilitatea asta să alegem câteva local topics pe care să le dezbatem în limba română și ne-am gândit la câteva probleme să le spunem monetar, financiare. Avem, de exemplu, moneda euro, care probabil că vine peste noi, nu știm dacă mai vine sau nu, tot avem un termen care se amână. De asemenea, avem problema macroprudențialității, o problemă fierbinte cu mulțime de spate. La fel, legea dării în plată, foarte interesantă, foarte interesant de urmărit ce se întâmplă, numai și după comportamentul băncii naționale, care aruncă în joc o mulțime de resurse pentru a-și susține punctul de vedere acolo. La aceste subiecte mare ne-am gândit. Invitații noștri, sigur, îi știm, dar o să-i prezentăm pentru cei care nu știu. Florin Câțu este unul dintre cei mai cunoscuți analiști economici din România și a urmat studiile la Universitate din Iowa. A lucrat la sistemul bancar, a lucrat la Banca Europeană de Investiții, a lucrat la Reserve Bank din Noua Zeelandă, care este Banca Centrală a Noii Zeelande, precum și ING Bank, este proprietar al Modulus Economic Intelligence, este autor al blogului florincâțu.wordpress.com. Florin este un critic al activității Băncii Naționale în ultimul timp, a criticat politica monetară prociclică condusă de Banca Națională, precum și lipsa de transparență a Băncii Naționale. Spune Florin că Banca Națională a fost o sursă de volatilitate și de incertitudine în economie. A mai criticat Banca Națională pentru opoziția acesteia la scăderea taxelor, precum și promovarea unei politici monetare experimentale înainte de criză. De asemenea, va vorbi mai târziu Vlad Topan, care predă la Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul ASEU-ului. Este președinte al unui think tank foarte interesant, Institutul Ludwig von Mises. A scris despre antreprenoriat și teoria firmei, despre ciclul economic și despre educație. Pe urmă, Bogdan Glăvan este una dintre gazdele noastre din seara asta. Este profesor de economie aici la Universitatea Română-Americană. Este director al Centrului de Economie Politică și Afaceri Murray Rothbard. Este autorul blogului de logică economică logic.ro. Cristian Păun predă de asemenea la Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul ASEU-ului, predă finanțe internaționale, a studiat problema riscului, a comentat de curând legea dării în plată din perspectiva riscului. Mulțumesc tuturor! Florin, te rog! Foarte cea mai referiată este tehnologia. Mulțumesc pentru invitație. Foarte onorat cu astăzi aici. Au fost foarte multe, mai ales în România, mi se pare că foarte multe ori când avem prezentări de acest gen, este plin de timp, dar
free market road și totdeauna a fost ceva unde am vrut să vin și să vorbesc. Cred că a trebuit scos market din timpul pentru că asta așa mai mulți oameni au văzut de free show. Ziua de astăzi e free market, poate are un efect negativ. Să încerc să... n-am știut exact cum să abordez foarte multe teme și există două modalități de a aborda. Una tehnică, ca economist puteam să fac o prezentare tehnică și să, cu grafice și ecuații. Asta nu merge. Vreau să zic am filmat deci nu merge foarte bine. Sau să încerc ceva, să vă trezească interesul, ceva mai... care să spun părerea mea, să vă povestesc. Graficele, ecuațiile au o putere foarte mare. Cred că atunci când vorbim de ce se întâmplă la nivel global astăzi și în România, pentru că există acest pilot, nu? Deciziile care se iau în afară unei, quantitative easing, macroprudențialitate, toate sunt copiate și sunt adaptate la stilul nostru. De foarte multe ori nu mai văd decât sunt afară. Atunci încerc, ideea mea este să încerc să înțeleg de unde vine această mișcare, nu? La nivel global. Pentru că se întâmplă un lucru foarte bizar, foarte ciudat. O criză, ca cea din 2008, ar fi trebuit să ducă la soluții de rezolvare a problemei, în sensul de retragere asta. Pentru mine o criză ar fi semnat, asta ar fi fost soluția, nu? Să vezi această criză majoră și cumva să presupui că soluțiile sunt o retragere la marea statului. După această criză, vedem în 2008, din contră, un atac al statului asupra piețelor libere, vorbim la nivel global, nu mai în România. Și atunci te întreb, de fapt, care este geneza crizelor, nu? Se discută foarte mult de crize, dar, de fapt, ce se întâmplă? Care este, de fapt, mecanismul? Pentru mine lucrurile sunt foarte simple. Se ajunge la criză atunci când avem tot fel de contact social, contact între parte și mai departe. Una dintre părți își dă seama că este înșelată. Se fac niște promisiuni, iar acele promisiuni nu sunt onorate. Și una dintre părți își dă seama la un moment dat că promisiunile făcute nu sunt onorate. Da? Deci, așa se ajunge la o criză. Și asta putem să o spunem numai în domeniul economic și în viața de zi cu zi. Când cineva nu își onorează promisiune, cu partea cealaltă se ajunge la o criză. Interesant aici este faptul că cum se schimbă atitudinea actorilor în momentul de criză, nu? Într-un moment când ajungi la acel moment, un punct de criză și toți ne dăm seama că suntem în mijlocul conflictului, începe blanging, nu? Începe statul dă vina pe piețe libere, piețe libere dau vina pe stat. Problema este că dintre cele două părți, nu? Sectorul privat și stat, numai una are puterea de a acționa prin legi, nu? Numai una poate să ofere soluții. Acela e stat. Dacă statul spune că de vină sunt piețe libere, este natural pentru stat, nu și pentru noi, să vină cu soluții care să reglementeze piețele libere, nu? Această asimetrie există în sistem. Și este observat, observăm acest atac în urmă cu el. Pe lângă acest lucru apare o altă problemă pentru stat. Nu? Și aici apar decizii discreționare ale statului. Pe cine salvezi în momentul de criză? Dar nu poți să salvezi pe toată lumea. Da? Într-un moment de criză toți suferim, toată lumea suferă, dar pe cine salvezi? Și aici apar deciziile discreționare ale statului. Aici apare acea realocare a resurselor care nu este făcută de piață, așa cum credem noi,
și este făcută, redistribuirea de sus este făcută de stat. Și bineînțeles cu problemele care apar după aceea. Ok, asta este introducerea despre crize și cam simbolul. Acum, euro este cea mai mare promisiune din ultima perioadă. După comunismul a fost, de fapt, o promisiune neonorată, comunismul socialism a fost o promisiune neonorată, după aceasta urmează euro. Din punctul meu de vedere, o altă promisiune făcută de Comisia Europeană, de cine vezi voi, de birocrație din Bruxelles, o promisiune făcută partenerilor din Uniunea Europeană, că în acest grup, toți împreună aici, sub cupola euro, toate lucrurile o să fie mai bun. O să crească productivitatea, o să avem bunăstare, o să fim în competiție cu Statele Unite și așa mai departe. Povestea, întotdeauna când cineva îți vine povestea euro, niciodată nu se povestește, nu spune de costuri, spune doar de partea bună. Elimină volatilitatea introdusă de piețele valutare. Cam asta este costul pe care vorbesc, dar câștigi politică monetară unitară și ceva de fapt. Deci, pe mine, asta este cea mai mare promisiune care a apărut după 1989, iar în 2010, 2012, 2015, această promisiune n-a fost onorată. De fapt, 2008, 2010, 2012, 2015. Europa a trecut în patru perioade de crize din 2008 și până acum. A avut criza globală și apoi a urmat cele trei episoade ale crizei din Grecia, 2010, 2012, 2015. Deci este clar că și aici, ca și în cazul comunismului, și în general, în vizia, avem de-a face cu o poveste frumoasă, spusă la televizor, de funcționari, și încearcă să ne convingă, dar, până la urmă, vedem că în momentul când... De vedem faptul că aceste promisiuni nu au nicio bază solidă. Încep să cer ceva, de fapt, un exemplu pe care folosește tare, nu? Catalian cu fragilitate. La baza ideii euro este noțiunea că un tot mai mare este mai puternic. Nu? Suntem mai mulți și suntem mai puternici. Ceea ce tare arată că nu este adevărat, pentru că dacă iau acest pahar de sticlă și dau drumul, se sparge. Dacă iau cu aceste cioburi din pahar și le arunc, acela nu se mai sparge. Nu? Deci ar fi contrar, de contraintuitiv, nu? Aceea povește pe care o vinde Europa. Nu? Că suntem puternici dacă suntem mai mulți. Puteți foarte mult la distanța de unde cazi, unde ești cu masa, aici nu se sparge, se sparge acolo și până mai departe, da? Unde vreau să ajung cu asta? Ideea este că România, bineînțeles, face parte din Uniunea Europeană și cred că asta este un lucru bun pentru noi, ca aderarea Uniunea Europeană, dar nu din punct economic, în special din punct geopolitic. Dar ce faci în Uniunea Europeană? Cum aderi la zona euro, asta cred că e mai mult, deci trebuie să fie mai mult egoism. Și aici vreau, de fapt, la ce se întâmplă zilele noastre în România. Uniunea Europeană îți oferă niște guidelines, niște direcții pe care să te urmezi ca să ajungi la zona euro. Din punct de vedere, sunt greșite. Ca să vrei să ajungi la zona euro, ar trebui să-ți faci proprie reguli și să te faci tu pe tine mai puternic, să fii bucățica aia din pahar, care de oriunde aruncau nu se sparge, de oriunde aș părea, da? Deci să fii cea mai solidă bucățică din acel pahar. Și este foarte greu să faci asta, nu? Ar trebui să mergi împotriva curentului. Pentru că peste tot în Europa se subvenționează. Dacă ai încercat să spui în România nu subvenționa nimic, te ostracizează. Deci te pun la zid și te aruncă cu tarță. Deci nu poți, se spune cum, dacă toată lumea subvenționează, cum să poți tu să supraviețuiești și să nu subvenționezi, da? Dacă noi introducem Bancul Prudențialitate, un super comitet, cum să poți tu să reziști? Și este foarte greu să faci ceva contra directivelor care vin de la Uniunea Europeană. Dar este singura cale pe care eu o văd ca să poți să supraviețuiești în Uniunea Europeană în viitor. Numai dacă ești robust ca entitate, dacă ai o economie liberă, de exemplu, îi face față șocurilor din Uniunea Europeană. Ok. Deci asta cu euro este o discuție mai lungă, am mai studiat-o din 2012, când
ne apropiam de acel, mi se pare că data originală a fost 2012, după aceea s-a mutat în 2015, 2000 și acum 19 și se pare că va fi 2025. Da? Deci toată lumea știe că nu este o chestie care se va întâmpla în curând. Așa se oară. Da. Decizia și cea trebuie noi să ne gândim este dacă vrem să facem, la un moment dat trebuie cumva să faci reformă, nu? Trebuie cumva să devii, devii competitiv. Da? Și trebuie să iei decizia dacă o faci în afara zonei euro sau în interiorul zonei euro. Pentru că tratatul la Maastricht îți oferă niște criterii nominale. Am văzut că Grecia și toți ceilalți au ajuns la criterii nominale, unii greșit, dar nu contează. Totată în interior n-a contat. Cei care au intrat cu productivitate mică în zona euro au rămas cu productivitate mică. Cei care au intrat cu deficite mari comerciale au rămas cu deficite mari și s-au renovat. Cei cu datorie publică mare au crescut datoria publică pentru că au avut și motivație să căutau mai ieftin, să căutau grecii ca nemții, mai cheltuiau ca grecii. Deci, deciziile de... Șansa asta a fost că am venit și am intrat în Europa. Ideea este că, strategic, trebuie să te gândești cât îți faci tu economia să fie robustă, în afara zonei euro sau în interior. Întotdeauna va fi un cost, oricând va fi un cost, nu? Un cost pe termen scurt pentru un beneficiu pe termen lung. Decizia e când vrei să arunci acel cost pe societate, pe termen scurt sau îl arunci când ești în zona euro. Politicienii, bineînțeles, că vor amâna tot timpul reforma. Cuvânt care nu mai are niciun sens de fapt în România. Dar restructurarea economiei. Mă gândesc la reforma, mă gândesc la dereglementare, retragere, piață liberă și așa mai departe. Nu cred că se va întâmpla asta în următorii 20 de ani în România. În 2007, România a avut o singură o perioadă de 4 ani sau de 5 ani în care s-a făcut între 2000 și 2006 s-a făcut ceva reformă. De atunci facem, am putut pasul pe loc în 2009-2012 și de atunci mergem înapoi. Deci eu nu cred că vom putea să restructurăm economia în așa fel încât să facem față în zona euro. Asta nu înseamnă că nu vom intra în zona euro. Tu sigur că vom intra în zona euro la un moment dat, numai că vom fi exact în situația Greciei peste câțiva ani și așa de fapt. Deci euro pentru noi, eu aș vedea procesul ăsta este așa de politizat și asta este problema, dar natural, dacă se întâmplă, se întâmplă. Cred că chestia evoluție naturală. Dacă este să ajungi la euro natural, vei ajunge la euro natural. Forțat, așa cum au făcut-o mulți, nu cred că avem șanse. În plus, și asta nu a fost studiată foarte mult, decizia sau apetitul pentru reformă în afara zonei euro depinde de structura internă a zonei euro. De exemplu, acum nu există un apetit foarte mare pentru reformă în afară, pentru că te uiți în zona euro și zici nu este o zonă în care vreau să fac parte. Da? În interiorul zonei euro, și Polonia, și România, și Cehia, și Ungaria, și unde poate se uită la zona euro și zic Suedia, nu este o zonă în care vrem să participăm. Deci, motivația este oarecum a dispărut la țările din zona. Ok. Revenim la criză și la marile promisiuni. După criza din 2008 și 2010-2015, Uniunea Europeană face double down. Zice, ok, am promis că zona euro să fie o zonă stabilă, prosperă și așa mai departe. Nu ne-a ieșit, dar acum știm ce avem de făcut. Eu aș fi spus să mergem în direcția opusă, ei au zis nu, more of the same. Deci facem mai mult din ce am făcut până acum. Și au venit cu această idee a macroprudențialității. Da? Asta este o chestie pentru care socialiștii ar fi fost și sunt mândri de ce au apărut acum în zona aia. Fapt, macroprudențialitatea își, cred că e cel mai aproape de utopie ce vrea să facă. Nu numai că vrea să reglementeze, dar are un sistem foarte interesant. Deci, birocrații din fiecare țară încearcă să identifice, ei ne spun că identifică, nu este nicăieri în lege nu găsești cuvântul încearcă să identifică riscurile sistemice, riscuri care, odată materializate,
distrug tot sistemul, deci un risc sistemic, le identifică, asta o fac reglementatorii, da? Piețe de capital, piețe financiare, aceștia au un proces prin care apoi internalizează aceste riscuri pe baza modelelor proprii, fac recomandări comitetului de macroprudențialitate și acest comitet, mai departe, face recomandări guvernelor și, bineînțeles, Comitetului Central de la Uniunea Europeană, care, în urma acestor recomandări, va acționa și vor acționa guvernele, Comitetul Central de la, pentru a elimina aceste riscuri. Da? Deci, cam ăsta este mecanismul. Avem niște funcționari, identifică riscul sistemic, totul ajunge la guverne, la Comitetul Local de Macroprudențialitate, sfaturi pentru guvern, Comitetul Central, toți acționează, riscul este eliminat. Nu cred că am fost mai aproape de utopie sau de un sistem centralizat, utopic, ca atunci când a avut acest sistem de macroprudențialitate. Și, cum spuneam, deci am avut comunismul care a fost o promisiune neonurată, urmează un euro, și în viitor, macroprudențialitatea va fi următoarea promisiune neonurată și care se va termina în criză. Ideea este că nu cred că poți să te opui sau nu știu cum ar fi să te opui. Este bizar să te uiți să vezi că după ce nu a funcționat și QE, după ce nu a funcționat nimic din intervenție din ultimii ani, propui același lucru. Și totuși se întâmplă și s-a ajuns la acest comitet de macroprudențialitate, care în România oricum a luat forme foarte bizare, s-a ajuns la până la urmă președintele și-a dat seama și-a trimis legea înapoi, pentru că existau câteva lucruri foarte ciudate, unde acest comitet de macroprudențialitate părea că îi spune guvernul ce să facă, deși a trebuit să-i dea doar sugestii, iar membrii bordului de macroprudențialitate erau exonerați de orice responsabilitate în cazul în care ar fi greșit și n-ar fi identificat riscul sistemic corect și ar fi distrus economia cu decizia pe care l-a luat. Prin această lege erau exonerați de orice responsabilitate. De obicei sunt. Și asta îmi place la acești oameni, că ei vor foarte multă putere, dar foarte puțin responsabilitate. Cam asta este fapt. Și de aici mi se pare fascinant cum toți stăm și ne uităm și acceptăm. Cred că este cea mai socialistă entitate care a apărut în ultimii 5 de ani, și spun doar mai pe anțialității, la nivel european. Problema este și aici încerc să închei și după aceea discuție de aia plată. Dacă te uiți în lume, totuși nu este chiar așa peste tot, nu? Ți-a dat impresia oamenii ăștia din Uniunea Europeană și din statele unde, că este ceva normal, de exemplu, să ai un sistem financiar bancar unde depozitele sunt asigurate, nu? Dacă îi dai spune oamenii, domnule, dacă a hazat o mașină și mai multe, spun, nu, peste tot în lume. Există țări, precum Noua Zeelandă și Australia, care nu au mai plătit niciun ban de forenții din 1931, dar nici nu există un sistem de garantare a depozitelor în aceste bani. Este un lucru mult mai simplu și care, de fapt, este soluția oferită de piață. Falimentul, clar, în cazul în care ai o situație, banca ta are o situație dificilă, acest lucru este transparent comunicat fiecarei persoane care vrea să depună bani într-o parte, că nu există niciun fel de garantare a depozitelor și îți ești bani. Iar președinții acelor bănci care activează în Australia și Nazimedă, răspund personal și penal pentru orice neregulă în bilanțul băncii. Când lucram în Noua Zeelandă, au existat cazuri în care nu erau bănci, erau nefinanciare, deci nefinanciare. Oamenii, bineînțeles, au încercat să mintă, s-a văzut schema. Există o procedură foarte rapidă de a trece prin instanță și de a ajunge în închisoare. Mi se pare că nici nu există. Deci, e ceva foarte rapid. Cum
și oamenii ajung în stare foarte repede. Deci toți președinții de bancă știu că atunci când semnează un bilanț contabil și cu firma de audit și mai departe, să răspund penal dacă situația financiară nu este cea reală. Deci există cazuri pe țări dezvoltate, mai devreme, pentru că a arătat Noua Zeelandă este a treia pe acel index al intervenției economice, are un PIB per capita, mi se pare, de 42.000 de dolari american versus SUA, care are de 54 ceva de genul ăsta. Australia la fel. Deci există modele, există oameni care au înțeles că se poate ieși altfel. Deci nu ar fi sfârșitul lumii. Totuși, nu mi se pare natural și dacă normal și dacă încerc să explic asta în România, iarăși este o problemă și oamenii înțeleg. Nu mai vorbim de Elveția, care este țară cu foarte multe libertăți pe care noi, la care noi nici nu visăm. Deci, am trecut, am încercat să arăt puțin când noi vorbim de piețe libere și totuși în Europa suntem foarte departe de așa ceva și în ultimii 5 ani ne-am îndepărtat foarte mult de piețe libere. Deciziile luate la nivel de Uniunea Europeană și chiar și în SUA sunt în direcția opusă. Poate asta să continuă la sfârșit? Nu cred. La un moment dat, cum am spus, și promisiunea macroprudențialității va fi neoperată și va fi o criză. Problema este ce se va întâmpla în momentul când va apărea acea criză. Dacă societatea va pune presiune pe guvern să ofere șansă pieței, sau dacă societatea, în continuare, va cere mai multă intervenție. Dacă va cere mai multă intervenție, vom ajunge unde am fost în 1989 și, pe urmă, și acel sistem se va rupe, unde s-a rupt. Doar că pierdem timpul și se pare că nu învățăm lecțiile în vedere. Cam asta era ce vreau să zic și atunci o să mă opresc, pentru că văd că interes pentru darea în plată și sigur o să discutăm, stăm să câteva și opuse. Normal, dacă ei, și am să vă zic cu părerea mea și pe care discutăm, dacă ei și scos din context o lege care protejează pe cineva, nu? Și aici protejează niște debitori, este o încălcare a principiilor pe care noi le promovăm. Dar în plată vine și protejează debitorii. Dacă vorbim doar de asta. Dacă vorbim de sistemul din România, unde există protecție deja pentru companii, pentru companiile care au dat, creditorii care au dat împrumut celor care nu aveau protecție, este protecție pentru stat, atunci te gândești dacă nu cumva o lege care protejează și introduce și hazard moral, de exemplu, și introduce și mai multă, de partea băncilor, mai multă atenție în viitor, dacă nu cumva echilibrează sistemul. Optim ar fi fost, bineînțeles, să mergem în direcția să eliminăm protecția și pentru stat, și pentru companii, și pentru bănci. Dar nu se poate. Asta este. Nu avem cum. Teoretic, da, legea dării în plată este o încălcare foarte multe principii pe care noi le respectăm. Totuși, nu poți să, deci nu poți să continui cu sistemul pe care l-ai. Deci, sistemul pe care l-ai este un sistem asimetric, care oferă foarte multă putere unor actori în piață în detrimentul celorlalți. Un sistem în care unii actori pot să transfere foarte multe costuri asupra celorlalți. Și atunci trebuie să corectezi acest sistem. Am spus, soluția optimă era să elimini ceea ce nu poți, toate legile, falimentul, insolvențe și mai departe, și statul să plătească, să nu se ascundă de creditori și mai departe prin arierele. Și dacă nu poți asta, o lege care vine și între sfidarea mea, o lege care să ofere protecție și persoanelor fizice ca să-i aducă pe acel nivel de negociere. Este o lege care, din punctul de vedere, repară sistemul. Acum, unde se face sistemul în viitor, vom vedea, dar la cât este de reglementat și de controlat, va fi foarte greu să vedem că se dezvoltă totuși. Părerea mea personală este că vom vedea sistemul bancar venind la reglementări și cerând de reglementat. Asta va fi, de fapt, efectul dării în plată a legii insolvenței de parte. Va veni sistemul bancar
la reglementator și va cere mai puțină, va cere ca cei care au venit, nu știu, peste o anumită sumă să poată să aibă un grad de îndatorare mai mare, de exemplu. Va cere ca să poată să dea împrumuturi de, nu știu, 3 ori active sau de 4, în leverage loan, și așa de fapt. Sistemul bancar va reveni și va cere de reglementare reglementatorului, dar nu acum, în momentul când economia va merge mai mult. În acest moment, este clar că situația debitorilor, situația incertitudinea la nivel global și de mai toate acționează împotriva dezvoltării acestui sistem. O lege care ar fi fost numai bine, o lege a falimentului personal, care să includă un fel de dare în plată, în sensul că atunci când după ce ai restructurat o datorie, după ce ai încercat să și ai ajuns la ultima soluție, în momentul în care statul te o bancă te execută, să fie eliminată datoria. Asta a fost o lege care ar fi fost mult mai aproape de ceva care piața ar fi acceptat. Nu există așa ceva, în România nu s-a putut face și s-a ajuns la extreme. Iarăși, de obicei, când lași soluție să ajungă la extreme, ai cea mai proastă soluție posibilă, dar este o soluție. Mă opresc aici și am ridicat câteva teme de discuție și sunt sigur că putem o să le contrăm puțin. Nu pot, dar îți va așa. Mulțumesc! Da, mulțumim, Florin, pentru temele lansate. Bogdan Glăvan, te rog. Bună seara! Ar fi păcat să nu am o intervenție care să urmeze firul ideilor lansate de Florin Cîțu mai devreme, care a vorbit despre mai multe subiecte, euro, macroprudențialitate, legea de limplată, pentru că suntem la o adunare de oameni cu viziuni liberale sau care promovează ideile liberale. Despre euro aș dori să spun doar atât. În momentul în care te gândești să aderi la o structură centralizată de producție de monedă, evident că acest lucru înseamnă un pas mai departe de economia de piață, de libera alegere în domeniul monetar, în speță. Astfel încât oricine, orice om cu idei liberale trebuie să respingă, sau pro-capitalist, hai să nu spunem, cuvântul liberal poate are conotație politică. Orice om pro-piață liberă trebuie să respingă ideea de euro din stat. Ideea de euro a fost vândută ca fiind o asociere firească la libera circulație a capitalului, a libera circulație a forței de muncă, la libertățile europene în general. Dar, precum, nu știu, salata la o friptură, adică o chestie absolut firească. Dar, de fapt, euro înseamnă centralizare, socialism monetar. Deci nu rimează cu libertățile europene pe care le asociem în mod normal cu Uniunea Europeană. Sau, mă rog, vândute ca atare de UE. Deci ar trebui să o respingem din stat. Așa că singura discuție care s-a mai putea pune ar fi dacă, din punct de vedere politic tocmai, adică ca economie politică, este, având în vedere contextul, este prudent sau nu, merită, e oportun politic sau nu, să aderăm la euro. Chestie care necesită, evident, o judecată mult mai alambicată, în esență, o judecată oarecum echivalentă cu cea pe care o expunea mai devreme Florin Cîțu cu referire la legea dării în plată. Adică e același gen de, ne pun în fața aceleași probleme, în esență. Nu e o chestie optimă, nu e o politică optimă să aderăm la euro sau euro în sine, ca și legea dării în plată, dar s-ar putea să ne servească. S-ar putea să ne fie mai bine cu decât fără. La fel cum s-a spus și când am aderat la Uniunea Europeană.
că s-ar putea să fie mai bine cu decât fără. Acum, sigur că judecățile noastre, intrând pe tărâmul alegerii preferinței politice, încep să varieze foarte mult, pentru că fiecare interpretează în propriul fel constrângerile, riscurile, avantajele, fiecare propriul orizont de timp pe care evaluează aceste riscuri și avantaje, propria judecată, în fond. În esență, poziția mea a fost mai degrabă pro aderare la, la euro decât anti-euro. Datorită faptului că palmaresul politicii sau decidenților din politica monetară românească este dezastruos. Dar discuția este, urmează a fi absolut liberă, pentru că, după cum v-am spus, efectiv, ori respingem principial euro, ori îl putem accepta conjuntural. Deci nu există altă variantă. De ce s-a ajuns la euro și acum trec la al doilea subiect deschis de, de Florin mai devreme? Deoarece euro este o construcție inevitabilă în, în logica intervenționismului. Adică, în momentul în care ai instituții care îți produc expansiunea creditului, își asumă promisiuni, cum spunea tot mai devreme, pe care nu le pot onora, și ai această instabilitate intrinsecă în sistemul financiar, datorită rezervei fracționare, atunci ai nevoie de instituții proptele sau proptea. E nevoie de proptele politice. Și o proptea politică este banca centrală, o altă proptea politică este euro. Cu cât centralizezi mai mult sistemul, cu atât el poate îndura mai mult, cu atât el poate fi controlat mai eficient, cu atât el poate exploata mai eficient, cu atât este mai lipsit de concurență, deci de provocări, cu atât poate dura mai mult. Ca și un stat. Adică aici este de, exact demersul sau evoluția firească a oricărui stat și a oricărei firme, de fapt. Cel mai nasol pentru o firmă este să fie o firmă mică. Cel mai bine pentru o firmă este să fie o, să fie o firmă mare. Da? Și orice este natura firmei și a statului să crească până la punctul maxim în care poate ajunge. În care, nu știu, devine monopol sau dictează condițiile pe piață. Deci așa și, și aici. De asta avem euro, pentru că de fapt avem instituții care provoacă, nasc, dau naștere și alimentează risc sistemic. Permanent. Și atunci ai nevoie de proptele prin care pagubele prilejuite de, acest, de asumarea acestui risc, de acest risc sistemic, să fie cumva gestionate politic, în speță atunci când expansiunea creditului generează un boom puternic și o bine meritată criză, pe urmă, salvarea și perpetuarea sistemului care se întreține această expansiune a creditului se face cu banii celorlalți, cu resursele celorlalți. Și aici îi slujește centralizarea politică și monetară, pentru că îi poate pune pe restul să plătească. Deci este foarte, și acum ajung la al treilea punct și cu asta o să închid de legea dării în plată. Prefer să nu mai vorbesc deocamdată, să mă limitez aici. De ce avem... Este uimitor cum economiștii încep să... creează tot timpul, creează argumente false, argumente greșite, idei greșite pentru a sprijini, pentru a legitima instituțiile existente. Contrare capitalismului și creatoare de risc sistemic și deci propice centralizării și socialismului. Este incredibil.
De ce? Pentru că, așa cum recunoștea și Valentin Laza la ultima conferință la care am participat, numai că zic eu din totdeauna, sau mă rog, din timpuri vechi, nu de ieri, de astăzi, de la criză încoace, economiștii și-au găsit un teren foarte fertil de joacă, un spațiu foarte călduț așa, în curtea politicii. Chiar spunea un mare gânditor, dacă n-ar fi fost statele astea care le cunoaștem atât de mari și de puternice și de consolidate, e îndoială că ar fi fost atât cerere pentru economiști. Probabil că am fi fost o zecime de cât suntem astăzi economiști. Nevoia de economiști derivă de fapt din nevoia statului de birocrați, de funcționari și de paveze intelectuale care să-i legitimeze chestia asta. Una din găselnițele cu care au venit acești economiști se leagă tocmai de riscul sistemic și aici ajung la macroprudențialitate și ei spun, uite, de asta e bine să avem centralizare, pentru că dacă piața este liberă, atunci se întâmplă fel de fel de nebunii. De exemplu, oamenii sau piața nu poate gestiona adecvat riscul provenit din supraîndatorare. De ce? Pentru că, de pildă, decizia mea de a mă îndatora are la bază și produce efecte asupra terților. Și are la bază deciziile terților. Dacă eu mă îndatorez, atunci acest lucru va spori prețurile activelor, ceea ce va crea un avantaj instituției care deține astfel de active în patrimoniu și o va face și pe ea să se îndatoreze. Deci există un cerc vicios, modelul ăsta e foarte des întâlnit în literatură, care în final explică cum se produce spontan supraextinderea, supranaturală, tuturor. Și aparent, oamenii s-ar comporta irațional în sensul că ar subevalua, fără să poată face nimic, ar subevalua cu bună știință importanța lichidității, a cash-ului, a precauției. Și atunci de asta e bine să ai bancă centrală sau autoritatea de reglementare sau comitet macroprudențial, ca ala să vină și să spună. Nu poți să dai credit ipotecar sau creditul unui om care vrea să ia, să-și cumpere o casă, decât dacă respecti proporția asta între venitul și credit, sau între valoarea ipotecii și valoarea creditului. Sau trebuie să ai un capital de minim 8% în raport cu activele tale pe care te învățăm noi cum să ți le ajustezi la risc. Adică ai foarte, foarte multe bariere de acest gen. Această idee, deci v-am dat exemplu doar de o idee care v-a dus ca să justifice intervenționismul. Această idee și toate celelalte, de fapt, atât de puierile și de slab susținute, încât pot fi demontate de oricine s-ar apleca asupra lor. Faptul că ele sunt concepute de economiști le face să fie foarte sofisticate aparent și lumea nu le percepe, nu le înțelege, nu le poate dibui așa. Dar faptul că sunt sofisticate nu înseamnă că sunt cine știe ce vorbim. Și o să mă apropii de final spunând că, de fapt, politica monetară este tocmai ea cea care creează risc sistemic. De ce? Păi intrând în jocul argumentului de mai devreme, faptul că prin politizarea banilor, producției de bani și prin ieftinirea artificială a acestora, tu practic distrugi stimulentul pentru a deține cash ca și pentru a economisi, înseamnă că tu de fapt, chiar până esența politicii monetare, tu de fapt creezi stimulente pentru a te supranatura. Deci nu ai cum să vii și să spui, deci, ce se întâmplă de fapt este practic esența gândirii socialiste. Cu o mână mă fac că-ți dau, dar de fapt cu altă mână ți-am. Deci eu creez risc sistemic, după care eu vin și spun că te salvez de riscul sistemic. Sigur că problema tot evoluează la diverse nivele și paliere. Dovadă unde am ajuns astăzi, față de acum 1000 de ani, cu sistemul monetar și cu centralizarea monetară și bancară. Și va mai crește un pic, că mai e loc de crescut până să avem o singură bancă globală, centrală și politică monetară. Mai e loc un pic de crescut. Crește tocmai din cauza failibilității, tocmai din cauza eșecului pe care le prezintă. Pentru că, în fond, e o iluzie. E o promisiune, cum spunea Florin, că nu are bază.
În momentul în care îi iei cuiva un ban și îl dai, sau creezi o problemă, creezi un accident după care pozezi un salvator, de fapt, nu faci ceva care să împiedice producerea accidentului în viitor, ci doar ascunzi cauzele pe care vrei să le produc. Și în felul ăsta pavezi drumul către o degenerare în viitor. Și mă aș opri aici. Mulțumesc! Mulțumim, Bogdan Glăvan. Cristi Păun, te rog. Să văd dacă merge asta. Se pare că nu. Merge. Să aud, auzi, zici ceva? Ai ca să țipă. Ești nu merge. Eu m-am să concentrez discuția puțin mai degrabă pe euro decât pe celelalte teme, pentru că, până la urmă, ne cam obsedează și ne cam supără pe unii faptul că se tot amână momentul ăsta, alții se bucură. Să vedem dacă are într-adevăr sens discuția. Și aș începe prin a puncta foarte rapid care sunt, în opinia mea, funcțiile fundamentale pe care trebuie să le îndeplinească banii. Teoria banului e o teorie fundamentală în economie și noi facem apel la ea. În primul și în primul rând a spune așa, banul înseamnă mijloc de schimb. Deci trebuie să ne ajute pe noi să schimbăm mai bine bunuri și servicii. Perfect. Care bani ne ajută pe noi mai bine să schimbăm bunuri și servicii? În primul și în primul rând, ne ajută acel ban care nu poate fi produs în cantități enorme, repede și cu costuri foarte, foarte scăzute. Deci, practic, să nu poți să-l multiplici enorm de repede în cantități mari. Ne ajută banul care se află în afara controlului direct al cuiva, pentru că din controlul direct al cuiva vis-a-vis de producția de bani, adică dacă regele era controlorul sau deținea controlul minei de aur, și au fost foarte mulți regi în istorie care au urmărit controlul minelor de aur, dacă există acest control, există riscul de extragere de rente din producția de bani și riscul redistribuirii banilor pe care tu îi produci după bunul tău plat, de regulă arbitrar. Deci să nu existe control politic. Banul bun e cel care se află permanent într-o concurență reală cu producția de bunuri și servicii bunuri reale. Reale. Nu cu o altă monedă fiat. Pentru că, din punctul meu de vedere, tocmai lipsa acestei concurențe reale cu bunurile generează problema. Profitabilitatea producției de aur, de exemplu, era tot timpul pusă în comparație cu profitabilitatea producției de lopeți cu care se extrăgea aurul. Și uneori ajungea să fie mai profitabil să produci lopeți decât să te duci să te afunzi în adânguri să scoți aurul. Și această concurență regla foarte, foarte fin cantitatea de bani prezentă în economie, fără să ne fie nevoie de vreo bancă centrală, intervenționist, planificator central, să ne spună de câți bani avem noi nevoie. Deci, până acum, trei condiții. Să nu existe producție, să nu existe control politic, să existe concurență reală cu producția de bunuri și apoi apar încă trei funcții fundamentale. Moneda să fie ușor divizibilă, ca să poată fi folosită pentru plăți mici, plăți mari. Să poată fi ușor manipulabilă, transport, numărat, curățat, dezinfectat, păzit, bani și așa mai departe. Și ar mai fi o idee să nu sufere alterări semnificative pe momentul păstrării ei, manipulării, adică apa, temperatura, căldura, umezeala, să nu modifice, să nu altereze proprietățile fizice ale banii. Și acum haideți să luăm euro versus leu, să le trecem puțin prin cele șase caracteristici, din punctul meu de vedere, de bani buni. Și anume, să nu fie controlat politic. Ambele sunt controlate politic. Să nu fie produs în cantități infinite, enorme, cu costuri mari, mici. Ambele pot fi. Să fie într-o concurență reală. Niciuna dintre ele nu este într-o concurență reală cu producția de bunuri și servicii, în niciun caz. Se pot afla eventual în concurență cu alți bani fiat, dar aici
Rămâne de discutat dacă aceasta este într-adevăr o concurență sau dacă de aici într-adevăr putem să extragem logic un avantaj. Restul evident că merg. Divizibilitate există și la euro și la euro și la leu, manipulare ușoară există și așa mai departe. Și partea de rezistență la intemperii există și de o parte și de alta. Plasticăm din greu banii, îi putem pune în mașina de spălat și euro și leu, să vedem care rezistă mai bine la mașina de spălat bani. Eu zic că e de discutat ce aici, dar cred că amândouă suportă. Și atunci, din punctul meu de vedere, observăm că pe funcțiile fundamentale ale banilor, de fapt, ambele monede, ambele tipuri de bani sau ambii bani, eșuează lamentabil. Și atunci, părerea mea că e o non-discuție să ne punem problema să trecem de la un ban fiat la un alt ban fiat. E o non-discuție care nici n-ar trebui să aibă loc și nici n-ar trebui să ne extazieze sau să ne întristeze, pentru că până la urmă sărim din lac în puț. Tot aia e. Și tocmai această, cum să spun, acest argument economic, zic eu, aruncă în aer și în derizoriu tone de paper-uri, inclusiv paper-uri academice, scrise cu nemiluita, pe tot felul de teme false. Și aș începe pe o categorie de teme care mi-e plac enorm. Dacă vă uitați, am scris un articol, o să-l publice prietenul meu, Alexandru Butiseac, în jurnalul său, pe beneficiile introducerii euro, așa cum sunt vândute ele de Comisia Europeană, mă rog, de Banca Centrală Europeană. Eu m-am distrat copios citindu-le și chiar unele dintre ele sunt clare și contraintuitive. Deci, dar dau măcar trei dintre ele. Costul de tranzacționare mai reduse. Dom'le, dacă aderi la euro, tranzacționarea pentru tine va fi mai ieftină, mai, pentru că nu mai schimb valutar bani. Bun, ok, nu mai am risc, nu mai am acest schimb valutar, leu versus euro, dar am alte comisioane care, fiți fără grijă, că au apărut în zona euro, pentru europeni din zona euro care manipulează euro. Deci au știut băncile cum să încarce plățile pe care tu le faci cu alte costuri de tranzacționare decât cele valutare. Ceea ce vreau să, eu să spun că în ultima perioadă costul între schimbului valutar a devenit mult mai redus decât alte costuri de tranzacționare pe care băncile le aplică în decontări, în plăți și așa mai departe. Vizibilitatea prețurilor, asta îmi place mie cel mai tare. Dom'le, dacă se introduce euro, românii vor vedea mai ușor și vor compara mai ușor prețul la pâine în România versus prețul la pâine la Paris. De parcă ar avea vreo relevanță faptul că pâinea e în Paris versus pâinea în București. Nici nu poți să compari prețuri, pentru că e vorba de apropierea ta de producător, e vorba de lanțul de distribuție, de alți factori care pot explica diferențele de preț la nivel comunitar și așa mai departe. Sunt multe beneficii care, din punctul meu de vedere, sunt vândute absolut gratuit, doar așa hai să umplem o listă, să avem multe. Dar cel mai mult aș vrea să insist sunt pe niște teorii care mie cel puțin îmi plac. Convergența reală. Doi, nu poți să aderi la euro dacă nu convergi real. Dar nimeni n-a venit să definească ce e aia. Și tocmai din problema, cum să spun eu, a lipsei de consistență a conceptului, avem probleme că nu putem să spunem ce e convergența reală. Dacă întrebați un economist A, ce înțelege el prin convergența reală, o să zică PIB per capita. Altul o să zică convergență în materie de cicluri de afaceri. Altul o să-mi zică tot felul de alte de PIB potențial, de etc. etc. Nimeni nu știe. S-a rezolvat însă cu convergența nominală că a venit Uniunea Europeană, a selectat 5 criterii arbitrar și a zis, domnule, pe astea trebuie să le îndepliniți. Deși dacă ne uităm din alea, vreo 4 monetare și vreo 3 țin de Banca Centrală. Adică Banca Centrală țării care vrea să adere euro controlează 3 din 5. Sau se află responsabilă de 3 din 5 criterii de convergență nominală. Ceea ce înseamnă că dacă nu vrea să introducă euro Banca Centrală respectivă, va rezolva problema permanent pe oricare din alea 3 criterii fără nicio problemă. Plus că am aici colegul de lângă mine, care, Radu Mușetescu, care mi-a dat o idee bună la ultima întâlnire pe subiectul ăsta.
Și într-adevăr așa este, dom'le, dacă convergi cu cealaltă economie, ce sens are să te mai integrezi cu ea? Pentru că până la urmă, integrarea de fapt se bazează pe diferențele economice între tine și celălalt, ca să poți să intri acolo să schimbi. Dacă tu faci și setezi toate economiile astea să arate la fel, să fie perfect convergente, integrarea nu mai are sens, dimpotrivă. O să rămâi și în afară că tot ăla ești. Nici mai ce să schimbi cu celălalt, că și francezul și românul produc aceleași lucruri, că sunt perfect convergenți. E o porcărie până la urmă. Doar o clipă intervin ca să explicez aici un pic ideea asta. Adică nu mai există avantaje din în domeniul unificării monetare. Avantajele au costul de tranzacție, cu eliminarea riscului valutar. Dacă cei de producători de monedă sunt exact la fel cu acea monedă cu aceeași calitate și ciclul de afaceri este sincronizat la fel și așa, nu mai e nicio problemă. Pe economie și restul, da. Apoi, o altă teorie frumoasă zice, dom'le, dacă mergem în euro, nu mai avem noi un instrument de politică publică. Nu mai avem banul pe care să-l producem și cu taxele și cu banii produși, reglăm, fine, economia. Adică își pierd o jucărie din mână și rămân fără producția de bani. Acum, cum să spun eu, dacă stăm să ne uităm ce produce această politică publică și politicile publice, în general, ce produc ele pentru societate, eu cred că, iară, nu e o mare pierdere că se pierde sau, plus că nu se pierde, se mută această producție de bani la un nivel mai înalt, unde s-ar putea chiar să obții mai multe avantaje din tipăritul de bani, pentru că, până la urmă, numărul celor în care bagi mâna în buzunar va fi mărit semnificativ prin participarea ta la o astfel de uniune. Deci e de discutat dacă pierzi sau nu accesul la un astfel de instrument. Stabilitatea monedei la care aderi e afectată. De exemplu, dacă intri o țară cum este România săracă, cavai de ea în zona euro, euro se clatină. Păi atunci avem o aceeași problemă cu poplaca versus dorobanții. Adică leu ar trebui săracul să se clatine pentru că poplaca e atât de dezvoltată versus centrul dorobanțului, încât nu știu de ce e atât de instabil leu. Adică instabilitatea leului ține de treaba asta, de diferențe de dezvoltare între regiuni, între țări, între familii, între blocuri, cartiere. E o ciudățenie. Și sunt, să știți, multe paper-uri academice dedicate acestui lucru. Dom'le, stabilitatea monedei depinde de cât de omogenă este economia. Dimpotrivă, cred că omogenitatea dă mai degrabă instabilitate. Și acea teorie celebră a zonelor monetare optimale. Dom'le, nu aduce o monedă unică acolo unde nu ai libera circulație a persoanelor, libera... Introduci concepte de tipul ăsta știind că, de fapt, niciodată nu o să ai libera circulație a persoanelor. Omul, până la urmă, circulă între sudul Europei și nordul Europei, poate și doar circulă mai greu, poate și doar din motive de frig. E mai frig în nord decât în sud. Verile sunt mai frumoase în sud decât în nord. Și atunci, cumva, spui că, de fapt, dai vina, de fapt, pe toată această instabilitate a sistemului, pentru faptul că oamenii, domnule, vezi, doamne, ăia din Italia nu se acomodează cu gelul din Suedia. Și nu înțeleg ei foarte bine limba. Îți creezi, de fapt, niște argumente ciudate să explici lucruri, alte lucruri care nu au nicio legătură cu toate treburile acestea. Și atunci închei foarte, foarte pe scurt spunând așa. Povestea asta cu euro versus non-euro e fascinantă pentru că dă naștere la niște abordări din acestea contradictorii, dă naștere la argumente contradictorii care la un moment dat ajung să fie puse în același material. Materialul Uniunii Europene vis-a-vis de ce e bine să adopți euro și vă invit să-l luați că e pe internet valabil, conține între argumentele acelea argumente care se bat cap în cap. Adică e bine pentru că și e bine pentru că, dar dacă te uiți mai atent, unul e contrar celuilalt. Nu e în regulă și zic eu că ar trebui cumva, poate și noi, să acordăm puțin mai multă atenție la toate lucrurile astea și pe cât posibil să le spunem. Dom'le, stai jos, că deocamdată nu ai nicio dreptate. Mai las-o mai încet cu convergența, cu conceptul ăsta, cu
corelația între cicluri de afaceri și treburi de tipul ăsta. Nu sunt teme economice, sunt teme politice care au ca subiect înlocuirea unei monede politice cu altă monedă politică. Economiștii au prea puțin de spus în acest subiect mic, euro versus non-euro. Mulțumesc mult! Da, mulțumim, Cristi, pentru argumentele principiale pe care mi le-ai oferit. Te rog, Vlad. Mulțumesc, Radu. Mulțumesc pentru invitație. Mă simt așa puțin the odd man out. Vorbitorii dinainte au experiență mai mult pe discuții mai aplicate și mai concrete. Și atunci o să vorbesc din postura profesorului cu capul prin cărți și mai puțin atent la realitatea imediată. Cred că suntem toți de acord că problemele monetare sunt tratate într-un duc tot mai intervenționist, socialist, utopic, ca sistem centralizat, cum zicea și Florin Crețu. Însă întrebarea care s-ar pune imediat ar fi, și ar fi întrebarea mea, a mea către el, dacă e totuși să ne întoarcem decisiv în direcția bună, care ar fi profilul sistemului monetar optim sau bun sau sănătos sau natural? Care e capătul drumului bun? Pentru că cred că discuția asta încet încet nu va mai putea fi evitată, zic eu. Mi-aduc aminte că discutând acum câțiva ani într-un seminar la Institutul Mises, Theory of Money and Credit, teoria banilor și a creditului a lui Mises, se vede că Mises începe ca tânăr cu speranțe în 1912 când scrie cartea și își imaginează că sistemul monetar poate fi foarte bine gestionat cu un fel de standard aur, dar nu cu aurul efectiv în circulație, ci cum se numea atunci gold exchange standard, deci aurul să rămână un fel de rezervă, moneda totuși să fie cea de hârtie și cea scripturală după aceea în bănci. Că s-ar putea cu un sistem bazat pe rezerve fracționare, dar care să nu o ia prea tare la valori, cu rezerve înalte, rate de rezervă înalte și prudent gestionate, deci un fel de fractional reserve free banking. Dar îl găsim scriind a doua, prefața la a doua ediție engleză din 53, deci după, să zicem, aproape o jumătate de secol de experiență a două războaie mondiale, a marii crize, din 29-33, în care revine și spune așa, cred că Gold Exchange Standard, care era totuși un standard aur și care pentru mulți azi e incredibil de exigent, adică, mă rog, o să revin puțin la ideea asta, dar zice, chiar și față de acela, sistemul propus va fi delicat, în primele lui scrie monetar. Chiar și acela, am fost naiv crezând că e viabil, nu, trebuie un sistem în care aurul să circule, trebuie o monedă marfă, trebuie o despărțire a producției monetare și a managementului monetar de decizia politică, cam în același fel în care, să zic, clasicii cereau separarea educației de stat, deși pe asta nu cereau cel mai tare, a bisericii, pe asta o cereau cel mai tare, a bisericii de stat, a economiei de stat. În același timp ar trebui cerută și separarea monedei de stat. Și cam acolo ajunge Mises după experiența amară. Zice, cred că ar trebui oamenii să utilizeze aurul, monezi de aur efectiv în mână, să-și aducă aminte că aurul e moneda lor, producția de monedă să fie, prin urmare, independentă de decizia politică, și atunci toată producția de semne monetare să fie acoperită în marfă și sistemul de rezerve fracționare din sistemul bancar, după părerea lui, pariul lui e că într-un astfel de aranjament ar dispărea și ar evolua către un regim 100% la depozitele la vedere. El punctează foarte tare că a înțeles mult că problemele monetare sunt parte din pachetul luptei constituționale a liberalilor clasici pentru limitarea puterii statului. Cumva cine vrea libertate, cine vrea piață liberă, cine vrea capitalism, cine vrea toate aceste lucruri bune, trebuie musai, pe care de consecință, ca în sfera monetară, să vrea libertate monetară, producție privată de bani, în ultimă instanță. Și de asta zic, spre ce? Când vrem să facem procesul reversibil, care e orizontul?
Că până la urmă, diferența între sistemul actual cu variantă macroprudențială sau fără, s-ar putea să nu fie atât de important. Deși s-ar putea să fie spectaculos aici, aici anume. Totuși e diferență dacă, nu știu, ai un intervenționism sever sau socialism în primele stadii. Nu neg relevanța punctuală. Dacă am în vedere o astfel de reformă fundamentală, îmi pot pune, într-adevăr, și următoarele probleme, mergând pe urma lui Bogdan. Euro, ca monedă produsă de o structură supranațională, încet, încet, un viitor stat european, nu mai pare o idee nici nouă, nici inovativă, nici surprinzătoare, nici bună, nici cu șanse mari de stabilitate. Deci, răspunsul principal cred că e nu. Rămâne o discuție interesantă răspunsul prudențial. Nu am nici eu încă un răspuns la întrebarea dacă autoritățile monetare românești au șanse să fie mai prudente decât autoritățile europene. Dacă am ști, dacă e o judecată bună că nu, poate e bine să intri în Uniunea Monetară. Dar, iarăși, dacă am intrat în Uniunea Monetară, judecând după experiența Greciei, răspunsul meu prudențial acum e mai degrabă nu. Dar, dacă intri totuși în... să spui problema aderării la euro. Eu, din perspectiva sistemului monetar, al libertății monetare, zic așa, că ar fi prilejul bun să introducem în discuție teme simple, de genul. De ce nu concurență monetară să o experimentăm noi, în România? Să nu mai fim tot colonie ideologică vestică și să avem pe masă, pe tapet, numai varianta, o vreți așa cum e sau nu vreți deloc. Da? Să facem noi experimente, că nu știu dacă ne pot împiedica. Gen să facem concurență între leu și euro. 2 ani, 3 ani, 5 ani. Să le facem pe amândouă legal tender. Why not? Adică să se introduce în tema asta în circulație. Cred că ar fi o mare victorie, măcar să fie concurență între cele două la plăți, la contabilitate, la toate cele. Să vedem. Pentru ce ar opta românii în fond? Evident. Și mai bine ar fi concurență monetară între ron, euro și bitcoin, dacă nu altceva. Dacă bitcoin e titlul momentului și ar capta atenția, RON, euro, bitcoin. Deși eu personal nu sunt mare fan, dar let's give it a chance. Of course, RON, euro, bitcoin, aur. Ceva de tipul ăsta. Bineînțeles. Aceștia fiind pași în direcția libertății monetare. Aș fi avut multe de zis. Închei numai nota asta. Singurul argument tare în favoarea euro l-a adus de Soto, sugerând că el era un substitut pentru etalonul. Acum, de ce sunt sceptic cu Huerta de Soto? De ce sunt sceptic cu privire la acest argument? Dacă reușești să convingi politicienii europeni să țină euro în virtutea unei astfel de mindset, hai să proiectăm euro ca substitut pentru etalonul, e un pas minimal până l-ai convinge să adopte euro. Și atunci mie mi-e limpede că euro nu va putea fi niciodată, nici măcar remotely, cum zice englezul, asemănător cu un sistem monetar exigent, cum era Volens Nolens sistemul aur, pe care guvernele l-au prăbușit și pe ăsta în 100 de ani, mergând de la tot felul de variante. Gold coin standard, în care circulau monezile, gold exchange standard, pardon, gold bullion standard, în care nu mai circulau monezile, numai din gurile pentru tranzacții mari, internaționale și așa. După aceea, gold exchange standard, hai să nu mai cităm nici monezile, nici lingourile, hai numai valutele, dar totuși să existe o legătură, până la punctul culminant, post Nixon, în care nu mai avem nicio legătură cu mare. Din acest punct de vedere, cred că integrarea la, sau euro, nu are șanse să fie o monedă sănătoasă, decât cel mult comparativ cu a României, sau dacă americanii o să fac greșeli mai mari. Acestea fiind zise, mă opresc, nu știu, poate la întrebări sau... Da, mulțumim, Vlad Topan. Avem o secțiune de întrebări și răspunsuri. Aș vrea să mă uit. Ce m-a întrebat Vlad? Pentru că era o parte din discuție și n-am mai intrat. Ea, mă bată, te duci pe direcția acum, te duci în direcția greșită, pentru că asta este. Poate dacă te întorci să mergi în direcția nostru, sau meu, corect.
Bine, în primul rând ar trebui să oprești ceea ce faci, nu? Ar trebui să oprești reglementarea asta puternică, mișcarea asta reglementară în mod global. Și apoi pasul următor este dereglementare. Nu cred că și aici nu am o soluție și nu cred că noi putem să avem o soluție care va fi sistemul care o să câștige. De aceea cea mai bine este să lăsăm piața să decide sistemul care va câștige. Ducând înapoi de reglementări, de aici mă refer la piețe liberă, nu? Intrare și ieșire liberă de piețe. De aceea, nu? Tehnologia ajută foarte mult aici. TransferWise este o companie care a preluat din ceea ce fac băncile în transfer bancar. Are probleme în statul unde, pentru că reglementatorul încearcă să o controleze. Dar la nivel global, TransferWise a preluat din funcțiile sistemului bancar. Peer-to-peer lending. Iarăși, un sistem care trece în mestre un bancar unde oamenii se întâlnesc, cei care au proiecte, se întâlnesc cu cei care vor să financeze pe o platformă și sunt în afară sistemului bancar. Toate acestea, în acest moment, sunt câteva exemple, pentru că Uber și așa de parte, pentru că reglementatorii încearcă, ca și Bitcoin, încearcă să oprească în fașă orice astfel de inițiativă. Dar chiar și în acest sistem supra-reglementat, aceste soluții apar. Sistemul bancar se clatină și sistemul bancar va plăti, ceea ce spunea și Bogdan, va plăti foarte mulți bani în lobby și pentru a devine rămâne important la nivel global. Eu nu cred că va putea. Șansa noastră, și de ce nu credem că cerul va fi aplicat, șansa noastră este tehnologia. Nu se va întâmpla, pentru că și cred că este cel mai mare dușman al socialismului și al comunismului este informația, tehnologia. În ziua de astăzi va fi foarte greu pentru aceștia să se ascundă. De exemplu, în România, Banca Centrală a avut o campanie furibundă împotriva reducerii de taxe, dar 4 luni mai de ziua știm foarte bine și avem documente clare că Banca Centrală a greșit, a mințit, whatever, toată lumea știe, informația este publică, avem și ce spunea în vară și ce acum vreo 30 de ani, nu puteam, căutam ca nebunii ziarul din ziua în care a vorbit guvernatorul. Astăzi, doar la un click, putem să-i arătăm ai mințit, la fel și cu alte cupenii pe care le spun. Asta până nu vorbește guvernatorul cu Google, se știa că... Da, nu preocupați. Deocamdată. Deci ideea este că eu cred că poți să faci, trebuie să facem pasul invers și apoi ușor-ușor să eliminăm de reglementări. Nu știu ce sistem va fi. Și tocmai asta e frumusețea. Nu-mi dau seama ce va fi și ce va ieși. Va ieși iau foarte bine. Va ieși un sistem cu 10 monede, excelent. Dar ideea e că trebuie să lăsăm piața să scoată sistemul. Noi, dacă noi tot oferim noi soluții, aici mi se pare că facem exact jocul intervenționiștilor. Aici spune că aur e cea mai bună. Nu știu dacă aur e cea mai bună în 2016. Aș vrea să văd ce scoate piața să fie moneda. Și de asta, eu niciodată, ca economist, nu pot să dau soluții. Fac estimări sau zic, mergeți în direcția aia și acolo vedem noi ce este. De asta cam asta ar fi răspunsul la așa. Dar iată-mă, personal, ai susține un sistem cu rezerve fracționare, un sistem privat cu rezerve fracționare? Aș susține un sistem foarte transparent, în sensul că aș elimina garantarea depozitului în sistemul financiar bancar. Deci aș elimina asta și aș face foarte transparent. Spune oamenilor, când puneți bani la bancă, este riscul ca bancă să dacă alimenti să o pierdeți bani. Da? În același timp aș spune, vedeți că banca respectivă are un sistem în care împrumută tot ce poate și ce nu are. Asta e, deci poate să dea faliment, iar riscul crește prin sistemul ăsta fracționar. Vreți? Bine, nu vreți? Iarăși bine. Dar atâta timp cât ai informația transparentă și oamenii știu ce se bagă și, în același timp, ai și intrare și ieșire ușoară de piață, deci văd ce dau faliment și dispar și alții pot să intre repede, sistemul, cred că sistemul se poate va elimina ceea ce e rău și ceea ce e rău. Da, credeți că nu există transparența asta? Mie mi se pare că foarte mulți oameni știu că există riscul dacă pune banii, banca se falimenteze. Mi se pare că asta e la nivel național, foarte mulți știu și își dau seama despre asta. De asta mulți oameni n-au încredere în sistemul bancar. Și deja sistemul ăsta e transparent. No, la acest moment știi foarte bine că până la 100 de mii de exemplu ești salvat. Și chiar și atunci, Grecia ne-a arătat că e foarte greu să-ți pierzi banii în sistemul bancar. Și creditorii care au creditat Grecia
au știut că e foarte greu și de asta au și mers o mai pe lângă informația pe care o avem noi, știi foarte bine că dacă ai o masă critică importantă, astăzi știi foarte bine că poți să convingi statul să te salveze. Asta este ceea ce trebuie să dispară. Această promisiune implicită a statului că te va scoate din pas oricând ai drumul. Sistemul bancar s-a aruncat, vorbește în acredita la nivel global și nu mai în SUA, după ce băncile comerciale au fost salvate de criza din Mexic. Nu? Criza din Mexic, statul american a fost pentru prima dată când a intervenit, alături de Goldman Sachs, și au salvat statul mexican și au promis că nici băncile care aveau acolo bani nu o să pierdă. Implicit de atunci a avut promisiunea că băncile nu vor mai da faliment. Și băncile atunci și-au creat un sistem foarte frumos de creditare unde știau că nu pot să pierdă. De aceea, când Lehman Brothers a fost lăsat să dea faliment și nu era o bancă, era un broker de investiții, sistemul financiar bancar a fost surprins, cum adică, parcă era aveam un deal tacit totuși. Și a fost dealul, a fost onorat pentru toate celelalte bănci, inclusiv banca de investiții Goldman Sachs, care nu era o bancă comercială, dar i s-a dat voie peste noapte să treacă, să transformă în bancă comercială pentru a avea acces la finanțarea de urgență la Banca Centrală. Când crezi astfel de așteptări, da, promisiuni, este clar că ăsta este un hazard moral. De aici nu vine hazard moral, nu vine de la noi, vine de la stat care îți promite orice s-ar întâmpla, noi vă salvăm. Chiar vom face extra, pasul extra, în cazul Goldman Sachs, pentru a asigura că sistemul supraviețuiește. Astăzi știm, la 8 ani după aceste măsuri, după ce s-au băgat, în Europeană s-au băgat 4,3 trilioane din bani de la state în sistemul bancar, în Statele Unite, cred că puțin mai mult. Uniunea Europeană are o economie care nu-și revine, deci a băgat 4,3 milioane în sistemul bancar. America iarăși este la pământ. După 8 ani de zile, dacă lăsai economia liberă atunci, șanse sunt pe ce venea până acum. Criza din 20 este un exemplu clar. Avem și alte exemple aici. 8 ani de zile să tot pompezi și să nu-și revină, ceva undeva nu funcționează. Și ai pompat bani, 4,3 milioane în Europeană să transferi. Asta înseamnă 33% din bugetul UE între 2008 și 2014. 33% din bugetul UE s-a dus numai de la stat către sistemul bancar, iar Uniunea Europeană este încă în deflație și cu ceea ce e ok și încă la recesiune, cu zero și ceva. Okay. Totuși, punctul lui de vedere, mi se pare, sau întrebarea mi se pare una valabilă, adică cât știu oamenii astăzi că banii pe care îi duc la o bancă nu sunt acolo, nu sunt păstrați acolo în depozit. Eu cât îi lăsăm să știe. Exact. Dar știți să spun că oamenii nu știu chestia. Pentru că nimeni nu știu. Nu există și interes. Dacă aș face și observația că în momentul în care mergând la supermarket cu cardul de debit să plătești coșul de cumpărături, te-ar anunța vânzătorul, momentan n-aveți bani pe card. Dacă lumea n-ar fi mirată, bun, nu, am înțeles. Acum nu sunt că banca lucrează de cu rezerve acționare și nu-i ține. Exact. Deci dacă n-ar fi mirați oameni, dacă astfel de incidente ar fi obișnuite, bine, revin mâine sau mă consult cu banca și revin mai târziu, atunci ar putea zice că da. Însă ideea implicită e... Are bani, fiecare zi, pentru că spus, știți, lui, fiecare bancă își face bilanțul pentru deci are bani în fiecare zi. Problema este, n-are bani în momente critice. Atunci rămân fără bani. Fiecare zi are bani, că ei trebuie să aibă active și pasive egale. Că iau de la Banca Centrală pentru overnight la 0,2, asta e altceva. Dar nu are echilibrează bilanțul pentru care fiecare zi. Deci raportează RMO-ul în fiecare zi. Exact, fiecare zi. Tu ai o medie RMO în fiecare zi și tu, dacă nu ai, de exemplu, dacă ai o poziție că ai prea multe active și nu ai putut să le finanțezi, seara te duci la Banca Centrală și îți iei bani. Sau într-o altă bănci din sistemul bancar. Dacă n-au, iei de la Banca Centrală. Un preț mai mare, dar iei. Florin a lucrat la ING, exact pe partea de trezorerie, care... Nu, dar în perioadă de criză, Banca Transilvania a luat 230 de milioane de euro de la Banca Centrală a României pentru că nu avea bani să-și închidă bilanțul contabil în acea zi. Ei, în acea zi, Banca Transilvania a dat faliment, efectiv, numai că a fost salvată de... Și există creditul, te uiți în bilanțul, în raportul anual al BNR, pentru 2008,
și se vede acolo creditul dat de Banca Centrală către o bancă falimentară, dar care a avut acces la, la finanțare contract colateral, în fine. Era solvabilă. Așa spune legea, că dacă e solvabil, poți să-mi dar și nu, nu mai este alta. Nu era solvabil în ochii pieții, pentru că piața nu-i dădea bani. Banca Transilvania s-a dus la Banca Centrală să ia bani, după ce nu i-au mai primit bani de la piață. Era solvabilă doar în ochii BNR, nu era ochii pieței. Păi, dar în piață nu poți să arăți ce, cu ce garantezi tu punctul acela. La BNR te duci cu titlurile de state, mai bine dacă aveau. La urmă, depinde cu bilanțul. Poți să te arăți bilanțul ca ai active de recuperare. La urmă, depinde cum vrei să, să analizezi situația. Dacă crezi că piața este un judecător mai bun al contrapartidei tale, sau banca centrală. Păi, nu există transparență în piața asta, vă să spun. Că tu nu poți să arăți pieței ce bilanț ai cu cumva piața a știut că tu ai nevoie de finanțare. Numai că sunt ce... Nu. Deci, Florin, și-a amintit guvernatorul de când acolo, Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă. De asta, asta a ajutat. Dar ideea este, cum ce vreau să zic, la asta cu, cu banii în cont, ideea este foarte bună și vreau să dau un exemplu. Exemplu de banii în euro. Dacă te duci să retragi euro de la bancă, mai mult de 2000 de euro, îți spune să vin 24 de ore sau 40 de ore. Deși sunt banii tăi în contul tău astăzi, tu nu poți să iei. Nu poți să te duci să zici, vreau 10.000 de euro acum din contul meu. E foarte greu. Dacă vrei să iei cu adevărat, să trebuie să plăci un comision foarte mare. Sunt, nu sunt făcute, nu se spun transparent în momentul când iei. Un depozit la FGV și totuși nu ai acces la banii tăi în momentul în care vrei să iei. Românii fiind săraci nu prea au problema asta. Și la lei, dacă, la lei, dacă vrei să scoți o sumă mai mare, am un comision foarte mare. Am și eu o întrebare. Sunteți de acord că Mihai Panița a făcut un loc. Sunteți de acord cu, cu caracterizarea BNR a riscurilor sistemice din momentul de față, din ultimul raport de stabilitate financiară? Și sunt trecute aici vreo 8 riscuri, între care unul este capăt listă, este risc sistemic sever, este pentru prima oară când BNR notează un risc sistemic ca fiind sever. Anume, cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar bancar. Mai pe scurt, legea dării în plată. Crezi că este cel mai sever risc la adresa stabilității financiare din România? Și sub acest risc ar fi cumva, este trecut de către BNR, riscul politicii fiscale politice, mă rog, creșterea deficitului. Care crezi că sunt mai mari și dacă credeți că ăsta, cu legea dării în plată, merită a fi numit risc sistemic, dacă vă convinge BNR-ul. Mulțumesc. Luați-o pot. Da, după ce am văzut raportul BNR, am fost și am citit raportul Băncii Centrale Europene, să văd dacă, și apoi m-am uitat și la raportul de stabilitate financiară a Statelor Unite și m-am uitat la, și la Banca Angliei. Până acum nu am văzut o țară care să spună că Parlamentul reprezintă un risc sistemic sever. Deși e adevărat că reprezintă, dar este ciudat și de ce nu am văzut, pentru că nu văd care ar fi soluția din punct de vedere al Băncii Centrale. Ce poate să propună Banca Centrală? Pentru că, de fapt, ăsta este rolul raportului de stabilitate financiară, este de a identifica ceva mai devreme. Identifică riscul sistemic, trimite depeșa către macroprudențialitate, iar băieții se pun pe muncă și trimit soluția către guvern. Care este soluția în cazul în care legislația într-o țară reprezintă un risc sistemic? Pentru guvern. Guvern nu are atribuții legislative, nu poate să schimbă, deci nu poate să facă nimic. Decât să nu aplice o lege, legea respectivă. Deci este foarte ciudat că a ales acest, acest risc, mai ales și acum revin la context. Atunci când ai o bancă centrală care promovează un program subvenționat la prima casă, să vii să spui că, de fapt, riscul sistemic este în altă parte, este foarte ciudat. În acest sistem bancar, când ai 22% din active expunere pe riscul de stat, nu se pare că este un sistem, este cel mai mare. În Europa, următoarea țară, mi se pare că e Letonia care are 10% din active. În 22% din active în sistemul bancar sunt împrumuturi către stat. Majoritatea sunt împrumuturi, obligațiuni, care sunt înregistrate spre vânzare, ceea ce înseamnă că sunt mari to market. Da? În momentul în care crești dobâna din piață, tu ai dat bunul stat la 1,3, te bunzi la 0,3 acum, faci profit fantastic, nu te bunzi la 0,4-0,5 cât este overnight-ul, se îți crește dobânda overnight, se duce în 1 și ceva, îți mănâncă de profit și vedea, riscul este overnight, asta îmi faci în 2000. Deci, simplu, mi se pare mai mult, citind raportul, mai mult o declarație politică decât un raport de analiză a sistemului bancar. Asta e ce am observat, e pare mai mult o declarație, un manifest politic, așa, un statement politic.
privind o analiză a sănătății sistemului bancar. Aceeași timp nu recomand să citiți, că e foarte plictisită. Pot să dau și un exemplu? Vreau să citesc din Wikipedia. Deci, chestia asta cu riscul sistemic, riscă să ajungă precum aia cu reforma. Structural. Da. Nu mai vorbiți de ele, că iarăși vrăși în glume. Citesc din Wikipedia. Riscul sistemic este riscul colapsului întregului sistem financiar sau întregii piețe, spre deosebire de riscul asociat cu oricare entitate individuală, și se referă la riscurile impuse de conexiunile și interdependențele din sistem sau piață. Acolo unde falimentul unei entități cauzează un faliment în cascadă. Bun. Acum, dacă este riscul sistemic, aș vrea să-mi explice domnul guvernator cum o lege care crește salariile, de pildă, provoacă risc sistemic. Studiu de caz. Că nu cred că poate. Pentru că o lege care crește cheltuielile publice, de exemplu acestea, da? Nu provoacă risc sistemic. Da, o astfel de lege duce la creșterea deficitului bugetar, absolut. Cauzează probleme în economie, da? Nu stăm acum să le enumerăm aici, dar nu se încadrează în, nu ridică risc, nu provoacă risc sistemic, nu se încadrează în această definiție a riscului sistemic. Da, cauzează probleme politice și monetare, inclusiv. Deci nu. Deci, sugestia mea ar fi, și asta o să mă opresc, atunci când folosim cuvinte sau expresii, să și le folosim în înțelesul lor. Adică să știm despre ce vorbim. Că nu mi se pare. În scenariul făcut de Banca Centrală, care nu face parte din acest aport, pentru că nu au. Ei susțin că sistemul bancar avea o pierdere de 2,8 miliarde de lei din aplicarea legii. Această pierdere este susținută verbal de către oficialii. La darea în plată. Da, la darea în plată, și nu este trecută în raport, nu au trecut studiul de impact și aici. Ipoteza de la care pleacă acea pierdere de care este destul de mare, 2,8 miliarde de lei, destul de mult, este că toți oamenii care au o valoare, a căror casă valorează în piață, în momentul de față, valorează mai puțin decât au ei credit, deci sunt mai îndatorați decât au active să susțină creditul, ar da în plată. Această ipoteză, nu știu, cel puțin, nu știu, dacă toată lumea ar da în plată, cam asta este discuția. Și pe această ipoteză au venit și cu declarația că o bancă ar putea da faliment dacă nu se majorează capitalul în cazul aplicării legii de neplată, dar este foarte clar că nu apare în raport, adică este trecut ca cadrul legislativ, dar nu este fundamentat pe acele analize pe care le așteptăm de la Banca Centrală de asta. Dacă impresia... Eu am un scenariu și mai nasol, de pildă. Dacă guvernul mâine sau parlamentul ar da o lege prin care ar impozita sistemul bancar cu un echivalent cu ăsta, atunci asta ar crea un pericol mai mare pentru sistemul bancar. În momentul de față nu ne confruntăm cu așa ceva și chiar fi pericolul real, pentru că ar impune o povară transparent, direct, inevitabil asupra sistemului bancar. Da? Iar cele 2 miliarde să dea mâine sau anul viitor ar impune un cost foarte mare. Situația în care ne aflăm noi acum nu este de genul acesta. De ce? Pentru că chiar dacă presupunem că mâine s-ar duce toți ăștia să dea casele înapoi, atunci asta ne face pe noi să înțelegem că, de fapt, problema există deja și exista deja dinainte. Deci riscul sistemic nu a fost creat de lege, ci riscul sistemic a fost creat de politicile care au predispus și au născut situația actuală, anume aceea în care, și asta e partea proastă, băncile nu ne cunosc că în portofoliul lor se află, de fapt, creanțe a căror valoare este foarte dubioasă. Deci dacă o simplă lege e de natură să stimuleze în așa hal pe om, pe un om care, nu știu, a plătit 7 ani rate sau 5 ani rate la o casă, și acum renunță la ele, renunță și la casă, numai ca să scape, nu că ai luat o casă ca să stea în ea, da? Atunci înseamnă că valoarea respectivă ipoteci este atât de mică, da?
încât de fapt asta este problema adevărată a României. Anume că sistemul bancar în prezent stă clădit, suspendat pe o chestie complet iluzorie, pe o piață ipotecară, pe o piață imobiliară, complet iluzorie, fără fundament. Și atunci ar trebui să mulțumim legii, paradoxală, pentru că ne arată unde stăm de fapt. Care e valoarea de fapt a pieței. Deci, și așa s-ar putea pune problema, adică creează risc sistemic. Nu, poate că legea ne face să vedem unde suntem acum de fapt. Dacă mâine s-ar da o lege prin care s-ar interzice orice credit ipotecar, ar crea risc sistemic? Chestia asta. Dacă această lege ar duce la prăbușirea pieței imobiliare, am putea spune că da. Deși răspunsul intuitiv, imediat, este nu ce treabă ar avea legea asta cu riscul sistemic, conform definiției. Evident că nu are nicio treabă. Dar, de fapt, descoperim că ar putea avea. Pentru că scăderea valorii activelor ar putea prilejui pagube masive sistemului bancar. Dar de ce? Nu intrinsec se întâmplă așa, ci din cauza că sistemul bancar și-a clădit activele și portofoliile pe un proces nesustenabil. Pus la cale dinainte, deci planificat dinainte. Iar acum, post factum, ne plângem că o lege care cumva vine ca să ajusteze, să transparentizeze situația, ca să ne dăm seama cine e în stare să plătească, cine nu e în stare să plătească. Da? Brusc care are sistemic. Deci nici în accepțiunea asta. Putem spune că e cumva curea voință sau intenționată acreditarea ideii că legea care are sistemic. Chiar dacă ar exista, el a fost de mult de fapt. E de mult de fapt. Și atunci să-l vedem. Am și eu intervenție. Probabil încerc să le iau apărare. Probabil că fac referire și la următorul lucru. În mod normal, reglementatorul pe zona financiară bancară nu e Parlamentul, nicio țară. Ei au delegat unei entități independente numită Bancă Centrală problema reglementării a tot ceea ce înseamnă piețe bancare sau operațiuni bancare. Și atunci poate fi interpretat și în sensul acesta. Dom'le, uite, în România, spre deosebire de alte țări, Parlamentul, care nu are nicio experiență în zona aceasta financiară bancară, chiar nu are, având în vedere ce am văzut pe acolo ca declarații politice, nici nu cred că putem numi un parlamentar cu serioasă pregătire monetară care să poată să înțeleagă fenomenul monetar, de altfel cel mai complex fenomen dintre toate fenomenele economice, și care brusc și-au găsit un apetit extraordinar să reglementeze acest sector. Cumva aruncând în derizoriu o funcție pe care au căzut de acord să o atribuie băncii centrale. Și eu zic că mai degrabă aici există riscul. Poate că acum această lege nu are efecte economice importante. Poate că această lege e marginală pe partea importanței pentru sistemul bancar. Dar s-a creat din punctul meu de vedere un precedent destul de periculos, și anume că acceptăm ca societate ca această reglementare să se întoarcă în zona parlamentară și ne putem trezi, de exemplu, de ce nu mâine, cu o lege în Parlament care, de exemplu, să folosească curs istoric și să decidă parlamentarul la ce curs să se facă conversia creditelor în lei sau să se decidă în loc de dobândă variabilă, o dobândă fixă sau să se decidă tot felul de lucruri, cele mai multe retroactive din ce observăm. De exemplu, mie mi se pare dubios că s-a introdus în lege, la ora actuală, treaba cu insolvență, adică, pardon, cu executarea silită, care deja s-a produs și care încetează urmărirea la nivelul veniturilor acelora deja executat silit, prin efectul acestei legi. Adică, aici eu zic că totuși trebuie să recunoaștem că există un semn de întrebare. Eu, dacă mă întrebați pe mine, eu n-aș lăsa Parlamentului reglementarea în această zonă. Mi se pare un pic că ei nu prea știu, nu prea cunosc. Nu au. Dacă ar avea o divizie din asta importantă, ok. Și de acolo, atenție, e un pas foarte redus la a-ți reglementa prin lege bani. S-ar putea să vină Parlamentul să spună, băi, băieți, noi de acum înainte nu mai vrem să fim plătiți din taxele românilor, vrem să fim plătiți din chiparniță. Votăm o lege. Am descoperit că putem avea prin lege accesul direct asupra tipografiei de bani. Totuși trebuie să precizăm că lucrul ăsta s-a întâmplat. S-a întâmplat chiar fără lege. Deci el a fost... Evident că se întâmplă fără lege, dar... Da,
Minimăm măcar... Da, Parlamentul, domnule, cum să știți că Parlamentul este responsabil pentru legislație care ține sistemul bancar de foarte multă vreme în România. Toate directivele europene sunt aprobate prin intermediul Parlamentului, chiar dacă vin prin ordonanță de urgență, toate ajung în Parlament și au fost multe discuții. Am avut în 2010 cu ordonanța de transport. Eu zic că Parlamentul ar trebui doar să-și dea părerea asupra statutului BNR și atât. Și să eventual să avizeze, nu să așa, așa funcționează la sistemul european, că dacă sunt directive europene care sunt legate de cât Parlamentul le adoptă. Așa e legislația europeană, nu e doar adoptă, dar adoptarea lor vine doar la propunerea băncii centrale, doar dacă se propune banca centrală. Banca centrală nu are dreptul de inițiativă, nu poate să depune legea. Legea și falimentul personal sau legea insolvenței pentru companii nu fac parte din reglementarea sistemului bancar. Vizează contractele. Astea sunt legi al continuu sumatorului. Reglementatorul este cel care face regulile atunci când, cum a fost cazul Banca Sinfonia, oferă împrumuturi de ultimă instanță și de urgență. Atunci reglementatorul nu vine o lege care să spună că activele acelei bănci sunt bune sau nu colaterale. Banca Centrală a folosit reguli interne și regulile pe care le are sistemul bancar, a evaluat și a văzut că asta este bun. Deci, scurpe doi. Legea care spune așa, domnule, ca bancă comercială, sau reglement, că este un regulament din BNR, e un articol din regulamentul BNR, nu ai voie ca bancă comercială să faci investiții din depozitele deponenților în altceva decât titluri de stat. Cine o decide asta? Asta a venit pentru pensii, pentru... Nu, băncile comerciale nu au voie să placeze bani în acțiuni și obligațiuni. Cum să? Din depozitele bancare nu. Poți să faci pe fiecare bancă de investiții. Nu. Deci băncile comerciale cumpără obligațiuni în fiecare, cumpără obligațiuni de stat. De stat, dar nu private. Inclusiv commercial paper. Și commercial paper și emit. Nu poți să cumpere obligațiuni corporative. La în zona euro avem un program încă din 2010 de finanțare pe termen lung al băncilor, dacă garantează cu obligațiunile ale companiilor private. Corporate bonds. Eu știu că n-au bani. Dacă sunt bănci universale, da, dar dacă sunt bănci comerciale stricte, din depozitele la termen ale deponenților, nu ai voie să faci așa ceva. Poți doar statul să nu poți să alegi finanțarea de depozit. Finanțarea activele și pasivele nu se leagă direct. Banii ăștia folosesc doar pentru asta și banii ăștia pentru asta. În legea băncilor comerciale. Vreau să dau un alt exemplu. Ordonanța 50 a băncii centrale, care a venit și a intrat în contractele în derulare și a schimbat chestii abuzive, nu? Băncile aveau o rată internă o rată internă în loc de robor, sau robit de robor, aveau rata internă de asta au venit și au reglementat o situație retroactiv pentru contracte și a venit BNR-ul cu ea. A venit BNR-ul și a impus-o în sistem retroactiv. Marjele au fost schimbate în baza legii ordonanței 50, făcute de BNR retroactiv. BNR a impus asta. Clauzele abuzive la fel. Aici este, putem să discutăm, noi teoretic putem să discutăm că nu e bine să mergi retroactiv și principiul este foarte puternic și ar trebui să-l apărăm. Dar tu nu poți ca Banca Centrală să vii astăzi să susții o lege pe care tu vii cu ea și o arunci în piață, la dat 50. N-a discutat-o nimeni, nici nu știu ce e cu ea. A venit odată, a aruncat în piață, s-a dus în toate contractele și mai e ceva. Acolo erai notificat, primeai, ți se schimba contractul. Nici nu, deși legea, ordonanța respectivă și contractele trebuie schimbate bilateral, nu trebuie să fie ambii de acord să se acordă. Ei, acolo nu s-a respectat nimic. Și nimeni n-a interesat. Iar astăzi venim cu legea delimitată, care creează probleme și este o situație extremă, pentru că dacă avea legea falimentului personal, nu ajungea mai. Da, pentru că avem guvern. Și ajungi și aici și noi dezbatem o situație extremă când au fost făcute abuzuri de Banca Centrală acum 2 ani de zile cu acea ordonanță 50. Și le ignorăm. De acord, dar la abuzurile astea putem să contrapunem oare abuzuri de Parlament? Adică Parlamentul chiar e lipsit de abuzuri? Sau e chiar plin de bune intenții? Că eu până la urmă, Parlamentul... Și acolo. Știi, eu văd un abuz la Parlamentul ăsta. A votat această conducere la unanimitate în 2014. Asta această conducere a BNR. Nu poate BNR să vină să spună că când a greșit Parlamentul? Când i-a votat pe ei fără să se întrebe dacă Liviu Boina sau Florin Georgescu, care nu au nicio treabă cu teoria monetară niciodată. Sau Bogdan Oteanu, sunt membri în bord, nu au nicio cerință. Apolitici. Și apolitici, da? Deși sunt susținut de un partid politic.
Deci atunci Parlamentul i-a votat un anim. Iar astăzi aceiași parlamentari din colegii și oamenii care atunci au beneficiat de acest Parlament ciudat, vin asistență de vădici. Undeva, noi suntem în afară, e adevărat. Aici ar trebui să-i lovim pe toți peste picioare, nu numai pe unii și pe alții, dar toți să dăm Parlamentul. Da. Nu ar trebui să stăm noi într-o tabără sau în altă. Nu ar trebui să fim exterior, să-i dăm în cap, în cap la amândoi. Cam asta e, de fapt, unde ar trebui noi să fim în discuția asta. Da, domnul Radu, nu știu. Da. Nu mai că nu merge. Zic direct. Nu, zic. Nu mai folosim. Deci, o cum felicit organizatorii pentru acest eveniment. Întotdeauna, când particip la o dezbatere cu economiști, de a spune liberal, asta liberal e un eveniment, să zic așa, intelectual, dacă pot spune, dincolo de orice altceva. Tema este că, cumva, parcă atunci când intri într-o asemenea discuție, intri într-o altă dimensiune, atemporală, spațială, adică după ce plecăm de aici, deschidem televizorul, iarăși ne revenim la o chestie care pare atât de rupă. Și chiar e o dilemă interesantă, apropo, și trec poate discuția la un nivel mai teoretic, mai academic, mai abstract, strategiei pe care, ca și economist liberal, ar trebui să o adopți ca să participi la bunăstarea societății în care trăim. Și dacă e să folosesc o metaforă, așa suntem ca niște, mă inclus și eu, suntem ca niște doctori naturiști care sunt chemați la o operație de asta unde un pacient cu tot felul de fire, cu tot felul de cuțite în el și spune ajută-ne că pacientul ăsta e în stare finală, adică doctorul ăla care tăia cu chirurgul, cu bisturiul, laser. Cu laserul, cu ce tăia el, aleșinați. A fost numit în altă comisie sau a plecat pe undeva și s-a blocat. Ei, nu știu dacă cu tratamente și bine, dilema este într-adevăr dacă cu tratamente ghilimele naturiste, adică care țin în esență de instituții fundamentale, țin de libertate, putem să oferim soluții relevante către niște probleme punctuale care țin de acel pacient aflat în stare finală, fiindcă doctorii de mai înainte și-au făcut de cap și au făcut tot felul de intervenții. Este evident că răspunsurile economiștilor liberali pot fi decât parțiale, ca să-și păstreze relevanța, fiindcă dacă pui în discuție premisele sistemice, nimeni nu se mai uită și nu mai ascultă, deci toți părăsesc sala și fiindcă ignorăm cumva stimulentele pe care le au cei participanți la dezbatere. Prin mare, rolul economistului liberal e doar să ofere niște soluții marginale și punctuale care par aduce starea către mai aproape de libertate. Dar aici, într-adevăr, intervine o discuție interesantă. Dacă este să te gândești când în societatea umană, deși nu excelezi la istorie, dar când în istoria adică modernă sau chiar istoria umanității, au fost momente în care politic s-a mers către o libertate mai mare. Fiindcă dacă este gândești foarte tare, pare că exemplele sunt foarte slabe. Deci ori ai un hard landing, cum se zice, adică o prăbușire a sistemului cu consecințe teribile, planul prosperității, securității personale și așa mai departe, e un soft landing, dar adică o trecere treptată către libertate, dar care, cum să zic, având în vedere stimulentele tuturor celor implicați în scena politică, este dificil. Exact ca în acel capitalism contra capitalism. De ce să abandonăm noi frâiele pe care le avem? Și aici e complicat. Bine, ar fi, dacă să ne uităm istoria, cumva ar fi poate unul dintre momentele pe care ne gândim că ne-ar putea oferi un exemplu este, de exemplu, ceea ce a apărut a fi în perioada lui Margaret Thatcher sau Ronald Reagan, o trecere către libertate. Dar și acolo sunt mari probleme. Dacă citești pe bune istoria din partea unor economiști austriezi sau liberali, vezi că lucrurile nu sunt chiar atât de clare. Deci, dilema mea este și aș pentru cei care sunt dispuși să răspundă, să zic așa, sau să se implice în această discuție care poate ia aproape de final, care ar fi o strategie corectă de a ne implica în aceste și de a fi cât mai
relevanți pe probleme minuscule, marginale, care în mod evident nu rezolvă problemele sistemice, sau a discuta despre premisele instituționale ale sistemului. Sau altfel spus, să ne chimim să discutăm leu versus aur sau leu versus euro. Gabi, stai, te rog. Mulțumesc, Radu. Ar fi fost mai multe de comentat, dar cred că o să mă opresc doar la două lucruri. Referitor la ceea ce spunea Cristi, aș vrea, pentru că toți suntem o mână de libertarieni în țară, să încercăm să înțelegem că, la fel cum Ayn Rand spunea că dacă combini un capitalism pur cu socialism, cel care va avea de suferit va fi capitalismul. Cu siguranță, nu socialism. La fel și noi, atunci când discutăm că legea dării în plată creează un precedent, noi devenim avocații unor actori care acționează și gândesc doar în termeni conjuncturali, nu principiali, la fel ca noi. Și atunci, dacă este să avem o poziție principială, avem o poziție principială, la fel cum bine ai spus tu, nu trebuie să discutăm între leu și euro. Leu și euro, pentru noi, înseamnă același lucru. Noi trebuie să susținem ideea unei monede marfă. Bun. Dar atunci când avem de luptat între un principial și un conjunctural, întotdeauna conjuncturalul va câștiga, la fel cum socialismul va câștiga din mixtura cu capitalismul. Și atunci eu cred că noi, proscriși libertarieni în viață, suntem atrași într-o luptă, într-o miză conjuncturală, folosindu-ne argumentele noastre principiale. Să spun de ce. Din punctul meu de vedere, Cristi, eu am fost un susținător al legii și am oferit câteva argumente, inclusiv economice. Din punctul meu de vedere, atunci când o bancă vine și îți spune, da, dar este un precedent foarte grav în ceea ce privește dreptul de proprietate. Ok, bun. Dar ce se întâmplă cu bail-in-ul care din decembrie are atacul la proprietate? La dreptul de proprietate? Adică înțelegi argumentarea lor când e bună, sistemul statualist, când e bună, o folosesc și se folosesc de cei care chiar cred în acele principii. Când nu e bună, ei zic, a, păi, dar stai că asta e favoarea noastră, de ce aș susțină? Chiar dacă e neprincipial. Și atunci eu cred că noi, ca viziune, cei care avem viziune libertariană, să nu ne lăsăm furați de argumentele conjuncturale. Eu aș vrea să rămânem principiali, la fel cum bine ai spus, repet, nu e o temă. Stai să spun poziția principială. Bun, de-abia aștept. În ceea ce privește, regula de aur, noi trebuie să înțelegem, există o regulă de aur a organismelor statale și a legislației în general. Niciuna nu se dizolvă. Toate se transformă, se metamorfozează. Vă dau câteva exemple. Millennium Development Goals. Au zis că vor eradica sărăcia și așa mai departe. Ok, l-au relansat. Tratatul de la Lisabona, agenda Lisabona, relansat. Macrostabilitatea de care vorbea Florin Câțu, vor relansa și așa mai departe. It's a never-ending story. Și atunci noi, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să ne poziționăm ferm principial. Dom'le, asta este o prostie. Haideți să vă explicăm de ce. Varianta monetară sănătoasă ar fi aceasta. Și din punctul meu de vedere, că tot vorbeam de ce soluții am putea găsi. Păi, din punctul meu de vedere, trebuie disociată foarte clar, în afară de faptul că trebuie să adoptăm altă monedă decât moneda fiat. Trebuie să existe o disociere foarte clară între activitatea de depozitare și activitatea de creditare. Depozitezi, trebuie să plătești pentru depozitare, pentru faptul că ți ține safe acolo. Când vorbești de creditare, devii un investitor. Când îți lași banii pentru a fi creditați, devii investitor care îți asum, un investitor care îți asumi riscuri. E ca și cum ai cumpăra unit. Bun.
De Soto, că adusese Vlad, eram și eu de față când De Soto, vorbea de, chiar așa a exclamat, thanks God that euro exists. El vorbea de o stabilitate relativă în raport cu moneda spaniolă. Dacă nu ar fi fost euro, Spania, în condiții de criză, ar fi expandat masa monetară și ar fi, ar fi ieșit din zona euro, ar fi expandat masa moneda proprie și atunci ar fi găsit o soluție. Din punctul acesta, cred că, sper că am perceput eu corect afirmația lui De Soto, el vorbea nu de o stabilitate absolută, ci o stabilitate relativă. Am de ales între răul mai mic și răul mai mare. La fel și noi, că și eu am încercat în prezentarea mea să spun, domnule, proiectul euro, modelul euro, a fost un model bun pe termen scurt. Decât să rămânem noi aici și să nu facem nimic, că practic era doar așa, o dorință de a ne face că facem, proiectul euro a fost un proiect care a tras puțin România către o zonă a libertății economice mai mare. Însă, efectele pe termen lung și efectele negative pe termen lung mai mult decât contrabalansează efectele pozitive pe termen scurt. De-aia, uneori trebuie să vorbim principial, alteori să analizăm din punct de vedere conjunctural care este cea mai bună decizie. Deciziile politice la fel se iau. Mai rar am văzut în ultimul timp decizii politice pe baze principiale. Mai degrabă conjuncturale. Scurt, nu apăr niciunul dintre contracte, nu vreau să caut avantaje și dezavantaje. Și au clar ambele contracte cu și fără dare în plată fisuri pe care le putem discuta la nesfârșit. Problema mea cu această lege este că nu lasă libertate la nivel de bancă și client să-și aleagă tipul de contract pe care îl doresc pentru un credit ipotecar. Toate vor fi cu dare în plată. Nu. Aș vrea să fie și alea cu dare în plată și alea fără la concurență. Și am argumente logice, argumente conjuncturale poftim, care o să spună că alea cu dare în plată nu vor fi dorite de către săraci. Dar ce facem în momentul de față în care creditarea ipotecară din România este acoperită doar în proporție de 97% de active? Pentru că s-a introdus programul Prima Casă, dacă punem programul Prima Casă în ecuație, 97% din creditul ipotecar din România, odată avem ipoteci pe el. Mai rămân și 3% din acoperirea. Dacă scoatem prima casă, e vreo 15% capitalul care mai rămâne acolo. Cum împăcăm chestia asta? Pentru că asta, din punctul meu de vedere, asta ar fi o problemă sistemică. Ajungem la o criză să avem un sistem bancar foarte vulnerabil la jocul activelor și debitorilor. Cu veniturile viitoare ale oamenilor, că așa era contractul inițial. Pe de altă parte, eu am o altă neînțelegere vis-a-vis de darea în plată. Dacă până acum a contat venitul, acum înseamnă că un om cerșetor de pe stradă se duce, da, cerșetor, hai să nu fiu peorativ, dar un om fără job, homeless, da, fără job, fără casă, fără nimica, se duce la bancă, ia o casă, o dă cu garanție, zice, domnule, garanția numai pe casă. Eu n-am venituri, n-am nimica, dar vreau casa aia de acolo să o iau cu credit ipotecar. Și cum facem distinția asta între unul care are venit? Nu are. Că el nu mai poate să-i ceară venituri. Că o să vină cel care merge la bancă să zică, bă băiatul, ce ai cu veniturile mele? Contează doar casa. Asta nu e grașul din America. La ora actuală, Cristi, 40% dintre cei care nu-și plătesc creditele performante sunt cei cu venit minim. Nu contează, eu nu înțeleg cum face banca acum distinția între unul cu venituri mai mici și unul cu venituri mai mari, pentru că nu va avea voie să-i ceară veniturile. Eu dacă mă duc la bancă să iau credit acum ipotecar, de ce să-mi ceară banca veniturile mele? Pentru că veniturile nu contează. Dar veniturile viitoare sunt o garanție. Nu, nu sunt o garanție. De ce? Nu se ceară veniturile ca să poată... Ca să ce? Dacă vei susține la ta sau nu. Dacă ai venit de polițiștia. Și ce garanție are să dovedească viitorul? Încerc și pentru ea și pentru mine. Orice model de a demonstra că veniturile mele viitoare reprezintă o garanție,
Mie mi se pare o dubioșenie clară. Veniturile viitoare sunt oricum incerte, de aceea băncile au externalizat credite de 8 miliarde și ceva de euro, dintre care jumătate de la populație, pentru că n-au avut de unde să ia, că n-au mai existat venituri și le-au vândut la recuperatorii de creanțe care s-au dus împotriva. Acele credite despre care vorbim acum de la românii care n-au mai putut să mai plătească și deja papa, executat Siric, nu mai sunt la bănci, au plecat, sunt la Cluj, la Peuș, la CSI sau celelalte firme de recuperare creanțe. În condițiile care au ieșit din sistem. 17%. Adică, întrebarea mea, deci un credit de care operează exact cu darea plată nu e de fapt un leasing operațional? Da, bun, da. Dar în cazul leasingului, proprietatea cui este? A băncii, da. În cazul nostru, proprietatea casă este? La celălalt. Ipotecă de rang întâi. Lasă proprietatea să fie a băncii. Nu ești proprietar. Și atunci tu plătești... Tu plătești, îi poți proprietatea, dar tu nu poți să îi spui că sunt proprietate. Ești proprietar. Nu ești. Nu ești credit ipotecar. Nu, că nu are atributul de dispoziție. Dacă nu poți să o vinzi, dacă nu plătești, să-ți iei credit la bancă. Da, dar pe numele tău se află casa. Da. Ipoteca este la... Deci tu ai o copire pe la... Cum se cheamă? La cadastru. Este pusă clar că este în ipoteca. Nu poți să o folosești cu venitul. Sunt de acord. Dar totuși e pe numele tău. Da, dar e o diferență totuși. Și la risc, mașina. Și la risc e pe numele tău mașina, dar nu ești proprietar. Sau nu e pe numele, acolo este interesant. Nu e. La risc, mașina e pe numele societății de leasing, da? Și într-adevăr, te duci în leasing, că e oricum ai. Dar la casa asta, asta e proprietatea. Și asta ridică probleme legate de asigurarea casei. Nu e semnificativ că își lipsește un dezmembrământ al dreptului de proprietate. Mi se pare semnificativ cine e proprietar. Da, normal, până la urmă, păi asta e important. Păi da, și plătești taxe și toate consecințele. Deci, faptul că transform un contract de credit în care titlul de proprietate e al clientului băncii, într-un contract de leasing în care, de fapt, proprietarul e tot clientul băncii, mie mi se pare asimetric. Te oferi în garanție pentru situația extremă în care nu poți să-ți mai faci, să plătești datoria. Tu deja asta faci din momentul în care se înveți, oferi acest activ, zici, băi, eu sunt proprietar. În momentul în care nu poți să mai plătesc, fără să mergem oriunde, nu mai mergem nicăieri, la nicio judecată nicăieri, tu poți să mi-l iei. Dar de fapt ești proprietar. Pe asta nu ești, pentru că astăzi contractul în România... Hai să le spunem oamenilor așa cu dare în plată. Până când sunteți în stare să plătiți tot, banca e proprietară și o punem pe ea în acte. De ce să punem ipoteca? Contractul este executor. În momentul când mai dai în plată, cedezi proprietatea. Avem o problemă la dezmembrământ, de ele se cunoaște clar, nu? Adică situația este definită prin contract. Proprietatea are niște costuri asociate. Și proprietarul nu mai impozitul. Riscuri altele de inundație, de dărâmare, de vecini proști care vin și spun muzică noaptea. Te forțează să iei asigurare. Sunt asigurare forțată, obligatorie. Toate. Încă ceva, Cristi, apropo de argumentele conjuncturale. Ai văzut, n-am mers cu un argument, au venit cu tinerii. Da? Nu, alea sunt, nu, argumentele lor sunt stupide. Nu, deci... dar trebuie să înțelegi că imediatizează și folosesc Banca Centrală ca vector avocățesc, pentru că Banca Centrală, eu ca bancă comercială, i-aș fi zis, măi, știi ce? Tu ai fost cei care ai dat drumul la banii ieftini, tu ai fost cei care mi-ai aprobat toate produsele bancare, tu să scoți cartoful fiert din foc. Corect. Eu nu. Eu deci, fac lobby cât... De acord, pentru că n-am văzut, de exemplu, la Banca Centrală și la banchieri ideea asta. Ei nu agrează concurența între cele două produse. Deci ei n-au marșat pe calea asta pe care o propune lor. Dom'le, să fie la concurență. Dare plată fără dare plată. Sunt unele bănci, da, dar nu toate. Nu toate văd cu ochii buni ce au mai făcut. Nu, ideea e că nu văd toate cu ochii buni ideea asta. Dom'le, hai să facem concurență între produse, vedem care rezistă. Ele vor doar unul. Băncile vor doar fără dare în plată, în principiu. Ceilalți vor cu dare în plată. Dacă cineva nu are bani să plătească, care e diferența între executare silită și dare în plată? Dacă nu ai bani să plătești. E același lucru. Dacă execuți silit pe cineva care nu are bani, nu recuperezi nimic. Dacă îi dăm plată și nu are bani, nu recuperezi nimic. Diferența. Poți să am bani în buzunar și mă duc cu cheia și o pun exact. La bani. Tu mai de aceea dar la plată. Asta e una. Dar nu poți să faci. Și a doua diferență este că a doua diferență... Te atacă în instanță bancă. De ce să mă atace? Dacă legea spune că poți să dau cheie de la casă... Nu poate, că așa faci cu executarea silită acum. Te duci în instanță și o puzi executarea silită. Și a doua diferență apare când se prăbușește foarte mult valoarea ipotecii între cele două. Adică la una ai voie să îi ții solidar cu veniturile și la una nu.
Bun, și dacă se prăbușește valoarea ipoteci, care e problema? Pentru cine? În principal e problemă pentru proprietar, cel care lua credit ipotecar, care își dă seama, zice, foarte repede, uite, dacă aș da în plată și a scăpat de apartament, aș putea cumpăra un nou apartament pe credit la o rată mult mai mică, la o treime din valoare. Ești de responsabilitate mai mare la nivelul băncilor? Nu cred. Nu-și mai responsabilitate mai mare, responsabilitate mai mare înseamnă de fapt risc mai mare pentru bancă și înseamnă reticență mai mare pentru bancă, înseamnă cost mai mare al creditării și noi suntem suficient de săraci sau vrem să ne permitem asta. Dacă aplicăm problema geamului spart al lui Bastia, o să vezi că nu există costuri mai mari de creditare. Și pe de altă parte, uite ce spun eu. La ora actuală, sunt foarte mulți care au rămas fără loc de muncă, dar care au rate la bănci. În condițiile unei gen de ăsta, pe oamenii ar trebui să-i văd în stradă, să vină să spună, băi guvernanților, băi politicienilor, din cauza voastră că ne-ați condus greșit, ne-am pierdut. Poți să dai niște procente aici, 15% dintre debitorii cu credite ipotecare pentru achiziția de locuințe, da? Nu aia care au luat credite de consum, 15% câștigă sub salariul minim, deci probabil că sunt șomeri, da? 15%, atenție. Încă 25% câștigă sub 1700 de lei pe lună. Da, dar nu contează cât. Nu, dar ăștia sunt oamenii pe care 40% din debitorii din România câștigă sub salariul mediu pe economie, sau mă rog, sub 1700 lei pe lună. Adică 1700 lei și au credite ipotecare. Ăsta este sistemul de față de acum, așa, și se va perpetua dacă... Nu, ăștia nu vor mai ajunge la credit. Nu e mai bine să nu mai ajungă la credit, adică e bine să fie creditul democratic în sensul că se ia cap și... Dar o să facă prohibitiv produsul pentru el. Pentru că fără dare în plată cost, fără avans, Și atunci nu e bine că evităm creditarea subprime, întreb și eu, din punct de vedere al efectelor legii. Nu știu dacă e subprime, că... Părerea mea e că dacă sursa creditării sunt totuși bani ieftini, se găsesc modalități de finanțare. Asta e altă discuție, da. Deci eu n-aș împărtăși ideea că e așa o mare frână împotriva crizei. Poate, dacă o să fie, mă voi bucura. Deci e posibilă criza și cu darea în plată și fără... Atunci că vor găsi soluții la creditare. Exact. O să facă lobby acum, că vor considera că e rândul lor. Deci one for the... Cine frică și de aia. Depositors, now one for us. Și nu știu, o să se inventeze o nouă categorie de credite. Pentru dezvoltatori imobiliari. Aia îndatorare ți se va crește deja de îndatorare de la 20% la 40%. Exact. Exact. Păi unde să... Hai să mă uităm acum, pentru că ne dăm pe nereu niște date foarte bune aici. Cei cu salariu minim sunt 66% de grade datorale. Nu, cei cu salariu, mă rog, sub salariu minim au peste 100% grade datorale, deci practic n-au cum să plătească. Dar nu, mă scuzați, că asta e foarte interesant, sunt doar credite performante. Sunt luate doar creditele performante și au gradul de datorale peste 100%, oamenii care încă își plătesc ratele, ceea ce este, nu știu cum, foarte mai mănâncă. Economia neagră, au ceilalți. Așa, și încă 54%, în jur de 54% au grade datorale, cei tot așa, care sunt câștigă între salariul minim și 1700 de lei pe lună. Sunt mulți de exemplu care au luat și au închiriat după aia. Deci ăla îl plătește chiria și nu raportează chiria. Da. Deci sunt foarte multe variante. Exact. Și contractul prima casă? N-ai voie. La prima casă niciun caz, e total interzis. Dar la restul trebuie să obții acordul băncii. Se practică. E interzis, dar inclusiv la prima casă sau cealaltă oameni, cred că prima casă, deși aveau casă, dar de casă pe propriu răspundere și le-au închiriat, pentru că sunt condițiate de avantajoase. Practic, pui doar un cash pe atrag și înaltă și aștept să execute statul. Când te va executa pe tine, n-a cu mai trece multă vreme dacă mai poți. Să vedem cum va fi după legea de să vedem care dintre ce estimările noastre au fost corecte sau nu și să vedem cum va evolua sistemul. Asta e partea în care legea chiar se adoptă. A fost, mai trebuie pământul dacă e greșit. Nu, miercuri intră în plen, în plenul Camerei Deputaților. Sigur că vom vedea o formă de legea Ce mă iarăși cu asta chiar încheie intervenția mea legată de treaba asta, oamenii ăștia vreau să se ducă în stradă să spună, doamne, de ce nu începe economia asta să funcționeze? Ei s-au dus că, uite, nu mai avem bani de rate, ei s-au dus la Parlament și spune, dom'le, ia iertați-ne de rate. Adică mi se pare o dubioșenie. S-au dus întâi la bănci și le-au spus, cade și mie rata, că nu mai pot să mai plătesc. Ei, Gabi, aici abia cu mâna să intervin și eu, știi că zici, de ce luptăm cu principiile? Ar trebui să funcționeze și ele. Adică mă gândesc că pachetul e corect. Mi se pare că aici e un soi de diviziune a muncii. Adică mi se pare că direcția e bună. Unii cu principiile,
unii cu discuțiile concrete. Și mi se pare că e ce trebuie. Adică, din punctul ăsta de vedere, cred că e ce trebuie. Dar, n-am văzut de partea partidei pro-Darren Blanter niciun argument de principiu. Ori asta îmi spune, deci, adică am auzit enunțul de tipul sistemul bancar, plin de privilegii, trebuie să-l duc persoane fizice sunt singurele care nu sunt protejate. Cel care îți dă creditorul este protejat de legea falimentului personal și de sistemul bancar, de banca centrală. El dă credite unuia care nu e protejat de nimic. Și el poate să transfere toate costurile pentru că are un sistem oligopolistic. Eu am înțeles, de acord, însă efortul trebuia să meargă în direcția demantelării. Oligopolul. Măcar să o zici. Sau zi-o. Dar nu, deci, asta începe. Dar nu ai ce să faci. Dintre toate, încep cu cea care trece puțin over the boundary. Adică opusul, zicea Hayek sau Bloch, nu? Aperi libertatea cu cazurile grele, cu nenorociții, cu tâlharii, pe care trebuie să-i lași liber. Opusul ispitei e să încalci libertatea pentru adevărații nevoiași, pentru oamenii cum se cade, pentru... Da, cum să... Care e statul și companiile sunt protejate. Trebuie să le desfințezi protecția. De acord. Trebuie să le introduce viața liberă. There's no better. Ai sesizat corect, de-aia am spus și eu. Una e principială, alta e conjuncturală. Eu ți-am recunoscut că este doar o chestie conjuncturală. Zi-mi și mie dacă aș fi mers principial și să spun, domne, știți, pentru a rezolva problema de limplată, ar trebui să abolim sistemul băncii centrale. Nu! Tu-ți dai seama că eu eram un nebun care striga acest lucru. S-a folosit? Că nu înțelegea nimeni. S-a folosit argumentația asta. Să fi numit unul dintre elementele care face ca sistemul bancar să fie privilegiat. Măcar un element. Am vorbit de asta. Nu noi, ci proponenții de legi. Proponențul legii, da. Deci au venit cu ideea asta, domnule. Sistemul privilegiat trebuie subminat. Eu am încercat să-i explic și lui Gigi Pipera și lui Daniel Zanfir. Oamenii sunt mai degrabă de formație juridică, înțeleg mai... Chiar ca juriști. Înțeleg mai puțin fenomenul, cu toate că Pipera este foarte preocupat de zona monetară. Deci, trebuie să spunem că ar fi câștigat dacă ei vreau și spuneau doar ca declarativ că e bine să... Trebuie să eliminăm sistemul ăsta, dar ne votăm asta, era... Tu îți dai seama dacă spuneai în Parlament, în comisii, eliminăm. Că domne, hai să eliminăm sistemul băncii prin minunțiune. Sau garanția depozitelor. Deci, cum ar fi să eliminăm aia? Cred că s-a... A doua zi e panică, e coada la bănci. Legea s-a transformat așa. Domnule, uite, Banca Centrală salvează sistematic băncile comerciale. De ce n-am fi și noi salvat sistematic? Cam așa sună mesajul ăsta cu apărați. Banca Centrală îi apără pe ticăloși. De ce n-am fi și noi apărați de către cineva în toată treaba asta? Așa arată legea acum, asta, cu darea plată. De acord. Din punctul meu de vedere, rolul ăsta n-ar trebui să fie al inițiatorului legii, ar trebui să fie al nostru. Da, deci, nu știu. Adică asta mi-arată că inițiatorii nu sunt foarte serioși. Deci asta, dacă ei veneau principial și aveau o sumă de argumente între care dar am dat să-i poți la pachet, arăta mult mai bine. Prudențial aș fi zis, bine mă, mergeți over the boundary. Parlamentul a votat-o, legea falimentului personal. Au fost principiile, a venit legea falimentului personal, care a fost făcută de acest guvern, a fost și de PNR, a fost aruncată la scos și acum este în zonă. Deci asta a existat, nu vorbim de astăzi. Sistemul bancar s-a opus eliminării clauzelor abuzive, pentru că va găsi sistemul bancar falimentul. S-a opus transparentizării costurilor, pentru că bagă este un bancar falimentul. S-au pus prezentării costurilor la ATM pentru că bagă sistemul fără. Nimic nu funcționează. Deci dacă vii pe timp și te lovești și pierdere de timp. De asta spun că poate noi avem mult mai mult de spus decât inițiatorii legii de libertate, care este o situație extremă și s-a ajuns aici pentru că toate celelalte soluții au fost aruncate la gunoi de banca centrală și de sistem bancar. Și s-a mers în extrem în partea cealaltă, în favoarea băncii. Absolut toate reglementările, în afară de asta, toate reglementările. Va fi scapegoat-ul pentru orice problemă financiară. Exact, care trebuie să salvați acum tot ce am făcut pentru voi. Toate reglementările care eu am, ca aș vrea să urmăresc subiectul ăsta, toate reglementările care au ajuns în Parlament până acum, cele mai multe au fost directive europene, că așa se reglementează în România, pe directive europene, nu prea vine nimeni cu legi speciale. Toate au fost modificate de către bănci în favoarea lor. Adică și aceea UG50 de care povestea Florin Cățu, a fost schimbată de către bănci într-o chestie care este inaplicabilă și mai mult a încurcat lumea. Cel puțin unor oameni de la o marjă de 1,5% au ajuns să aibă marjă de 10% da, exact. În contract. Adică felul în care s-a modificat în Parlament și
modul total de transparent în care într-o ultimă ședință aport un raport pe sub mână care n-a fost discutat de nimeni. Să ne înțelegem, acolo au fost niște chestii dubioase care s-au întâmplat. De asta acum tot același sistem bancar vine și spune, domne, parlamentul nu a spus la, la practici mafiote cu practici mafiote. Nu e ok. Deci aș avea respect masiv dacă îi dădeam o judecată, câștiga un precedent, începea un lanț de spargere a contractelor. Deci, România este sistemul francez. Păi avem, a spus Benel câte procese avem acum. Bala, 10.000 de procese. Ok, that's the point. Unii câștigă, unii pierd pe același. Da, da, pe aceeași capodată. România este... Domnul Grabistai. Da, îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Noi ce să ne simțim bine. Ai venit. Este reală. Acel seminar la Sinaia este real. Și întâmplarea face că am auzit și am văzut cazuri în care judecători pe aceeași speță dau soluții divergente. Cu alte cuvinte, atenție, corupție, deci în mod evident are o problemă. Atenție mare, la noi nu funcționează precedentul judiciar care e vor de drept. În al doilea rând, există, din punctul meu de vedere, o abordare total neuniformă în ceea ce privește sistemul de justiție. Ori ca să ajungi în sistemul de justiție să creezi precedent juridic, și apoi o cultură și așa mai departe. Eu cred, de acord, dar atenție, când te lupți cu lobby-ul bancar, te lupți cu un lobby și cu niște grupuri de interese extrem, extrem de puternice. Întâmplarea face că ANPC-ul care a transpus legislația europeană în ordonanța 50/2010, a transpus exact by the book. Când a fost introdusă în Parlament, s-a modificat exact cum spune colegul nostru, total schimbată față de ce prevăzuse inițial. Cu alte cuvinte, armele nu sunt aceleași. De-aia spuneam eu că vreau să fac diferența între o chestie principală și o chestie conjuncturală. Eu nu cred că cineva care luptă principial va câștiga în raport cu cineva care nu luptă principial. E ca și cum eu m-aș duce cu pieptul deschis la luptă dreaptă și ăla vine cu pistol. Asta a fost, asta a fost argumentul pentru care, de exemplu, inițiatorii legii au zis, băi, n-are rost să stăm, că și eu am încercat să le explic cât am putut acolo, cât m-am întâlnit, să le explic apropo de principii și așa mai departe. Era nevoie de o soluție, probabil, la o chestie acută pe termen scurt. Acelalalt era un război pe termen lung și trebuiau schimbate multe lucruri. Gabi, așa a zis și Keynes. Așa e. Așa a zis și Keynes. Nu, eu nu încerc să mă convinc pe mine. Eu știu sigur care este drumul meu și care este opțiunea mea. Însă încerc să argumentez de ce au simțit ei nevoia. Eu am adus argumente economice la faptul că nu va fi atât de mult, dacă vrei, nu vor fi atât de multe efecte negative ale legii dă din plată, pentru că ei vedeau doar ceea ce se vede. Eu ceea ce am făcut am aplicat la Bastia analiza. Uite, domne, da, aici va fi afectat, dar uite, în partea cealaltă nu va fi afectat. Deci eu n-am adus argumente, alte argumente decât din punct de vedere economic, ce nu se vede. Bun, și mi-am limitat asta pentru că n-aveam cum să introduc o discuție principală în întâlnirile limitate pe care le-am avut eu. Până la urmă, problema este să avem o problemă, dacă avem, că putem să rămânem foarte frumos în bibliotecă și putem să ne relaxăm în compania unor întâlniri între de lectură, ca să le spun așa, sau putem să avem un rol în spațiu public, în spațiu politic. Cine își asumă chestia asta, inevitabil ajunge să opereze cu judecății de acest gen. Asumarea acestei chestii nu mi se pare o treabă inerent păcătoasă.
Adică, nu știu, depinde, nu știu, mă gândesc și la, ne gândim fiecare la situația lui, adică eu de multe ori mă gândesc și asta e exemplul meu favorit cu educația și frica mea. Adică, băi, dacă ar fi mâine o șansă, știi, atâtica, nu știu, oarecare, de a liberaliza un pic educația sau de, nu știu, de a dobândi prin lege dreptul de a educa mai bine copilul acasă sau într-un fel și asta ar presupune, nu știu ce, compromis politic, nu știu, să crească taxele. Sau ceva, știu, treaba de 2 miliarde, o chestie de sistem. Ai zice, da! Da. Da. Adică, clar aș trece din bibliotecă în spații politici și aș spune, da, domne. Dar eu cred că Bogdan are dreptate. Dar atât timp cât noi, eu cu opinia mea despre asta, am spus foarte justificat. Soluția optimă este să eliminăm toate chestiile politice. Dar nu ai cum. Și rămâi după aia dacă spui că asta e soluția optimă, închizi discuția și ai plecat, că ceilalți nu te va găsi. Da? Deci dacă vrei cu adevărat să participi la discuții sau vrei să faci ceva, trebuie să găsești o soluție care, ok, rău ceva mic, asta este, numai cum. Vreau să te cum, dacă te miști, dacă de aici ne avansăm în direcția corectă spre libertate sau nu. Și eu cred că o echilibrare, asta cred eu acum, o echilibrare, deci în măsura asta m-a fie, nu fai care o fai, o echilibrare a sistemului financiar bancar astăzi, așa, nu? Protejarea și a debitorilor și creditorii. Merge un pas mai aproape de ce avea noi, pentru că numește sistemul ăsta ai protecția depozitor, prima casă subvenție, deci sunt chestii mult mai dure decât o protecție în caz extrem. Că, să ne venim, o lege a dării în plată sau legea falimentului personal este ceva ce acționează și astăzi, de exemplu, băncile în modelele lor au o rată de 25% de faliment. Ceea ce înseamnă că tu când îți iei credit astăzi, tu plătești o rată mai mare, chiar dacă nu vedea niciodată faliment, doar pentru că modelul pe care folosesc băncile arată că profilul tău poți să dai faliment în următorul an, da? Și bine, toți plătim oricum, mai că este asimetric puțin. Deci o lege a dării în plată care protejează, cu cât intervine acum, da, creează unele probleme. După aceea, s-ar putea să aibă și rost la desfură, să vedem, nu știu, dar eu cred că poate că ne și arată foarte clar că, băi, protejarea nu este foarte bună și că de viitor vin alții și spun că ar trebui să mai tăiem din asta, nu știu, vedem. Dar sper să trecem de ea ca să ne putem concentra pe răul cel mare, garantarea depozitelor și subvenția prima casă. Astăzi, prima casă reprezintă 30% din toate creditele pentru persoane fizice. 30%. 100 miliarde, astea 30 de miliarde. E foarte mult. Asta înseamnă că asta fie audiența. Cui? De convinge pe policy maker, pe cei din... Cred că numai așa, uite. Sau, de exemplu, când era problema Carlos, da, și respingerea, indivizia care a luptat pentru eliminare, s-au dus la grassroots, adică s-au dus la populație. Foarte interesant este cum America, nu cum s-a format America și Constituția. S-a format printr-o trădare. Oamenii aia au avut Constituția, ei erau 13 state care datorau bani Angliei, nu? Și își datorau și lor. Și oamenii vreau să pună tarife. Și n-au putut. Nu puteam să fac tarife, că erau 13 state, fiecare Constituția lui. Și atunci s-au strâns băieții Jefferson și cu fire, și au semnat Constituția, dar au făcut-o și au zis, dar iertăm datoriile, nu? Te dăm datoriile celor 13 state ca să putem să mergem mai departe, nu? Astea datoriile au iertate către... De ce au vrut să ierte datoriile? Pentru că aveau nevoie de susținere, era datoriile către... nu erau către nevoie, așa, erau către cei mai, da? Deci America s-a înființat cu o dare în plată. Da, la câțiva ani, după 1800... câte 1804, nu mai țin exact datoriile. Așa a venit iarăși o criză și oamenii au zis, presupunerea că trebuie să fim salvați toți, nu? Da? Și ce s-a întâmplat de data asta? Creditorii nu mai erau cetățeni americani, erau englezi. Și a fost mult mai ușor să nu. Deci dacă vrei cu adevărat să ai, nu? Probabilitatea ca să ai un bailout crește când creditorii sunt cei din intern. Cei care votează. Tocmai asta e sistemul european. Atunci când ai de pierdut voturi, numai că bailout-ul este mult mai probabil decât atunci când nu ai de pierdut voturi. Dacă vrei un sistem și poate că dacă vrei să ai un sistem care să monitorizeze, e ce mai bine de asta, e bine să ai credite către exterior, nu? Probabilitatea, dacă toate credite tale sunt deținute, de fapt, către bailout-ul este mai
către interior, către oamenii tăi, că dacă sunt la exterior, zici, bă, la revedere, ai uitat datoria și la revedere. Dar vezi către oamenii tăi și voturi, nu. Deci așa e aici. O altă senzație cu asta termin și eu să fie următoarea. În aceste dezbateri pe care economiștii, în mod normal, liberali, merg pe niște principii, în dezbatere, percepția mea este că constat că cei care, cu care dezbat, de fapt, argumentele lor nu sunt ale lor și nu sunt principiale. De cele mai multe argumente este că așa vine de undeva. Exact. Da. Și care este, cum zic, audiența, adică are sens să discuți cu ei, că ei oricum nu asumă și nu asimilează discuția. Aici este puterea propagandă. Noi când vorbim sau scriem ceva, ajunge la câțiva oameni. Presa preia orice tâmpenie pe care o spune Vasilescu sau Isărescu și o preia ca un turism. Am arătat întregitatea. Deci că nu vine cu interpret, nu vine cu nimic pe lângă, cu un asterisc, cu un semn ăsta, că de genul, oricum ăsta a mai spus o groază de chestii înainte și toate au fost proaste. Sau, așa trebuie să vină, Banca Mondială, femei, când fac estimări, trebuie să vină în jos cu o chestie să zică, bă, ăștia niciodată n-au avut dreptate. Dar asta este estimarea lor acum. Nu vezi așa ceva. Sunt dezbate capturii și lumea spune Banca Mondială vede încetine la nivel global, trebuie să intervenim. La gard are zilele astea are tot felul de interviuri care spune că politicienii, dacă erau mai fermi, nu se ajungea aici. Mai fermi în sensul că intervenau mai mult și așa mai departe. Dar nimeni nu spune că la gard spune asta din 2013. Și spunea lui Bernanke, nu opri QE, că o să fie dezastru. Să opri și QE, n-a fost. Adică sunt prezentate ca și cum oamenii ăștia chiar știu ce vorbesc. Ei, atâta timp cât sunt prezentate așa de presă, fără un asterisc, fără un semn, vreau să zic că, băi, ăsta spune numai, dar trebuie să-l preluăm, că-l citiți voi, n-ai cum să, noi răzbim foarte greu. Mesajul nostru este citit de câțiva oameni, n-ai cum să-l ajung. Dar asta nu înseamnă că trebuie să disperăm, nu? Voi sunteți profesor la PASE, încercați să aruncați acolo. Se spune printre economiști că au predis 7 din ultimele 2 recesiuni. Da. Mai mult decât atât, dragul, este destul de greu să construiești o discuție rațională bazată pe argumente. De fiecare dată, când încerci să folosești niște principii, te vezi pus în fața faptului în care, împlinit, în care el vine și îți oferă tot felul de paliative de argumente și devine foarte vocal, îți distruge tot raționamentul pe care îl construiești. Eu, de fiecare dată când am început, de când tot inițiem punerea în practică a principiilor libertariene într-un vehicul politic, am ajuns să aplic metoda Karl Popper. Adică, domne, haideți să vedem, agreăm principiul ăsta, agreăm principiul ăsta, agreăm principiul ăsta, pe cale de consecință, conform 1 și 3, raționamentul, singurul raționament pe care îl putem, nu există relativizarea nivelului. Singurul raționament, am ajuns la ăsta, sunteți de acord cu el, mergem mai departe. E foarte greu. E foarte greu. Dar nu disperăm. Aș remarca expresiile folosite de cele două tabere. Tabăra lui Florin care spune you fight fire with fire și tabăra lui Vlad care spune nu poți lupta împotriva mafiei cu mijloace mafiote. Sunt, e varianta noului testament și vechiului testament. Eu zic că și experiența, de exemplu, între libertarieni din Statele Unite. Eu zic că discuția e grea, dar cel mai de succes politic a fost până la urmă Ron Paul, care a ținut o langa, ca și ca tânul pe programul maximal, mai degrabă decât orice alții reformiști mai soft. Așa că e posibil ca... Reagan a fost mai de succes. Și cât a durat pachetul lui, ca să zic așa? Reagan a câștigat. Ideea este că până la urmă trebuie să ai... Dacă vrei să ai impact, chiar și trebuie să ajungi undeva în decizie. În păcate, ăsta e sistemul în nivel global. Eu cred că se poate. Eu, din potrivă, părerea mea e că dacă stai și poți dezbate în mărunte, părerea mea e că vei pierde. Te pierzi în zgomotul de fond. De asta, odată cu dezbaterile mărunte la masă, eu nu sunt împotriva lor. Eu nu sunt pentru soluții punctuale și dezbaterile. Problema e să nu fie din arsenalul dușmanului, ca să zic. Trebuie și principiile pe masă. Principiile pe masă, cele fundamentale. Tot timpul pe masă. La decizie. Tocmai, darea în plată n-a venit cu niciun principiu pe masă. Deci n-a venit cu principiul libertate bancară, abolirea unor privilegii. N-a venit cu nimic. Cu ce?
zi-mi programul fundamental din spate. Privilegiul ăsta că banca își preia doar ce a împrumutat și a creșit. După aia nu te ține captiv ca o resursă în societate în urmă de 20 de ani. Dacă te gândești la Statele Unite, pe metodul de la Statele Unite, este foarte ușor să dai faliment și... Deci, chestia asta de a greși, a da faliment și a te mișca mai departe, îți eliberează de resurse. Vrei păi și dă pe spatele altora, că aici ajungem la dezbatere mai greu. E adevărat, chiar și plăcea falimentului. Nu, dar asta, asta ei, dar asta este, dacă știi de la început, programul de la în plată este că apare în mijlocul situației. Dacă era la început din 2004 și tot știam de la început, era altceva. Nu? O lege a făcut. Dar problema asta e că apare în mijloc aici. Dar în același timp, ce face sistemul bancar astăzi, că ține captive resurse, care nu pot fi eliberate. Oameni care au dat faliment și după aceea sunt urmăriți ani de zi, chiar dacă predau activul, dar nu, acela nu a fost în despre, a fost în desprilată. Păi aia este agresivă și poate că acolo nu trebuie exact de asta era forma naturală. Dar să vedem că vânzi pe 15-17% portofolii. 15-17% poate cu garanții ipotecare. Credeam că nu, că altfel ce vinzi așa, dar eu să vii să faci un haircut de 50% poftim. Tot îți este mai bine din punct de vedere economic. Nu, a spus Banca Națională a României că este hazard moral pentru bănci să ofere discounturi la datorie clienților care mai pot plăti. Diferența este, trebuie să te gândești că diferența este cash flow, future cash flow, da? Future cash flow. Deci tu, ideea este că ce pierzi tu ca bancă, pentru doar activ pe care îl va urmări și ce, dar tu pierzi future cash flow, da? Tu spui, asta este pierderea, dar asta nu e pierdere reală. Adică tu nu îți arăt profitul astăzi, cuantifici profitul astăzi din viitor. Tu le cuantifici atunci când se fac. Omul îți plătește rata astăzi, da? Deci tu nu poți să spui că, băi, eu am pierdut, deși văd ce le fac astăzi. Eu am pierdut nu știu cât, pentru că nu mi-ai trebuit să dau pe 30 de ani. Se întâmplă asta dacă, și aici le vedeam dreptate, dacă fiecare bancă avea pentru un depozit, un credit de 30 de ani, un depozit de 30 de ani, atunci era pierdut. Pentru că banca trebuia să spargă depozitul de 30 de ani și pierdea tot costul ăla. Deci nu poți să ai un om care îți dă depozitul pe 30 de ani, nu poți să spui, bă, nu trebuie să-ți mai dau ție dobânda 30 de ani, pentru că mi-a plecat ăla cu activ. Dar nu faci așa, da? Nu cred că apără niciun dintre noi. Tot ce nu fac așa. Sau argumentele nu sunt economice. Și chestia de principiu, ideea este că trebuie să cumva să faci sistemul să fie echilibrat. Pentru că dacă nu e echilibrat și ai o poziție dominantă, transferi toate costurile, reglementării și așa mai departe, ale insolvenței pentru companii. Companiile s-au băgat din insolvență și vorbim acolo de șmecherii foarte mari, de oameni care aveau bani și au băgat companii insolvență, care au fost costuri pentru bani și foarte mari, costuri cu provizioare. Alea s-au transferat foarte ușor către clienții captivi care erau persoane fizice. Pentru că persoane fizice nu aveau niciun mod de a se proteja de chestia ta. Ai construit sistemul asimetric și atunci cumva trebuie să rezolvi. Care e cea mai bună soluție? Ori elimini totul, dar n-ai tu. De ce să iei pozitiv? Ori vii cu echilibrare. Dacă vă duceți mâine în Parlament cu o lege prin care spuneți că se desfințează sistemul de garantare a depozitelor de sistemul bancar, așa, vă asigur că mai inventează BNR-ul aici un risc sistemic mega sever sau risc global, catastrofic. Așa și va trece primul aici. Aia e înțeleg pe legislatură. Și aia s-ar putea să fie și adevărată. S-ar putea să vedem poți. Poate fi privită ca o măsură potriva agresiunii statului. Hai să spun de ce. Sistemul bancar împotriva agresiunii statului. Agresiunii fiscale. Imediat. Sistemul bancar împrumută statul. Da? Principalul finanțator al deficitului bugetar. Deficitul bugetar se alimentează din taxe și impozite sau din împrumuturi care vor fi plătite din taxe și impozite. Sistemul bancar îi spune statului, fii atent, eu te împrumut pe tine, ține-i pe aia, captiv. Aici e șantajul făcut de toată. Hai să zic eu. Fiindcă nu se vor mai doar credite ipotecare, unde se vor ceva niște? Tot asta. Moi, se pune la notarea, banca nu e interesată, că dacă se duce la prăvălia din partea de la colț, nu se duce la bancă. Banca e interesată să-și mențină privilegiul ca banii să se ducă la bancă, nu la prăvălia aceea. Cel mai interesant sunt analizele băncilor care arată că un deficit bugetar mare este. Este bun pentru economii și economii care susțin. Da, asta e un fel de crowding out, știi? Adaptat... Dar în legătură cu principiul din spatele celor care susțin legea dării plată,
ar putea fi formulat principiul ca o contrapondere, da? Înființarea unei contraponderi de putere care există deja. Adică de ce să nu fie un principiu chiar ăsta? Ține de echilibru puterilor în stat, adică sună ca principiu. De ce n-ar fi chiar? Mi se pare că cele mai interesante sunt, de fapt, efectele viitoare ale legii în ceea ce înseamnă creditele care se vor da de acum înainte. Sigur, asta pentru că, dacă ne uităm la America, mie, de asta mi se pare cel mai bun exemplu. În America, unde legea falimentului este foarte, foarte laxă cu debitorul, așa. E cea mai rapidă procedură, în Anglia mai avem ceva similar. Și unde ai darea în plată mai multe state, practic este echivalent. Chiar dacă ai darea în plată, ai falimentul personal, se rezolvă la fel de repede. Băncile nu prea te mai dau, că trebuie să mai recupereze bani la tine, că le costă foarte mult. Așa? America și-a revenit mai repede economic decât și-a revenit Europa, unde este, care este mult mai conservatoare cu datoria. Ca să nu mai vorbesc de România, care și acum are probleme cu supra-îndatorarea. Și noi ne-am apucat să ajungem la nivelul ăla de îndatorare la care a ajuns vestici. Mie mi se pare că a funcționat mai bine pentru persoane fizice, pentru economie, în general. Și pentru companii, definitiv, că au avut consumatori și au avut forță de muncă pe care s-au angajat, a fost dezlegată și mai departe. Asta este argumentul meu. Mie mi se pare că economic asta funcționează, pentru că a funcționat la America. Acolo, dintr-un milion de factori, nu știu dacă selecționezi cel mai relevant. E obligatorie darea în plată acolo? Sunt mai multe state unde nu se poate fără opțiune, nu există opțiunea de a nu da, de a executa debitorul pentru mai mult. Sunt state unde există de cumva opțională, dar în toate statele falimentul personal și creditorii evită să te dea în judecată să se îndestuleze în tot din datoria pe care o ai, pentru că este procedura foarte scumpă. Deci, practic, echivalentul în America este că toate casele sunt cu dare în plată. Eventual, de fapt. De fapt, așa e. Aștept să era doar chestia asta, s-au zis deja. Ideea că nu s-a acomodat așa cu cele, sau mă rog, nu știu, nu mă pot acomoda în sensul că parcă nu m-aș aventura în asta, în judecățile de tip politic, bine amintite de Florin, apoi Bogdan Văvan și Gabi, în sensul că nu mă simt sigur pe ele, ce temei aș avea. De pildă, cele privind adoptarea euro ca strategie de tip politic, în afară de euro versus leu. Că ideea este că pledăm implicit și pentru acele propuneri de care vorbea Bogdan, care vin la pachet cu această strategie de tip politic. Banca centrală, fondul de garantare, Consiliul Macroprudențialității. Deci, într-o formă sau alta, alegând un astfel de, făcând o astfel de opțiune, alegi, cum să zic, alegi aceste, până la urmă, dezavantaje, să spun așa, pentru că au fost numite teoretic dezavantaje, dar apoi când se trecute pe judecăți politice, trebuie să le iei la pachet, de pildă un risc sistemic, stimulente perverse de natură ale calculului economic. Practic oricare dintre intervenții la legi vine la pachet cu tipul ăsta de lucru. Și atunci, de pildă, mie mi-ar fi, nu știu, aș fi foarte nesigur, de pildă, să am un rol din ăsta de arbitru, pe care îl propune Florin Cuțu. Sau, mă rog, mai zis, echipa. În sensul că mă simt nesigur, adică hai să legea dă din plată, hai să oferim un privilegiu consumatorilor sau să echilibrăm, ca poziția ta, să echilibrăm în principiul ăsta de al echilibrului juridic. Și atunci, dacă ceilalți sunt privilegiați, noi nu eliminăm privilegiul ăla, ci mai alocăm încă un privilegiu. Care dintre cele două tipuri de intervenție preferi? Asta sau asta? Asta e coșul. Nu discutăm. Doar asta spuneam că mai simt sigur și practic le iei la pachet celelalte, toate celelalte lucruri. Nu ai cum să faci. Adică nu o văd într-un. Deși poți să încerci să o faci într-un duc floritor pentru aici. La nivel societal sau așa să ai dispoziția asta. Nu văd cum, adică dacă le lași deoparte și deja, nu zicea Gabi,
le lăsăm la o parte, că nu pot să argumentez, că se pulverizează sistemul argumentativ. Păi atunci n-am ce căuta acolo, adică mă duc acolo și cineva spune, ok, îmi rupe toate bornele teoretice și spune, uite ce-ar fi să preferi asta. Și eu zic, da, uite, hai să prefer pasul sau pasta. Bă, e foarte simplu. Nu este, da, stai puțin. Ideea este că trebuie să acționezi și aici, trebuie să acționăm în lumea reală. Și până la urmă trebuie să vezi dacă un pas în urmă este un pas în urmă sau permanent sau este ceva pentru repiere și pentru lumea. Da, iată-mă, dar tocmai tu ziceai că, domnule, hai să vedem care sunt efectele legii. Exact. Deci vom vedea care vor fi și nu, știu, ce? Nu poți să știi nimic. Mă simt sigur să le știu dinainte. Nu, asta dacă nu le știu este că sunt multe principii libertariene care nu au funcționat în realitate și funcționează. Și totuși, noi spunem de multe ori că nu funcționează pentru că nu l-am putut aplica corect, da, perfect, adică așa cum scrie la carte. S-ar putea să nu putem niciodată să le aplicăm așa cum scrie la carte, da? Dar nici nu abdicăm de la asta și mai departe. În același timp, nu poți să ai o astfel de dezbatere, zic eu, în societate și să ai resurse prizoniere în sistemul financiar bancar sau către stat, deci alocate prin aceste sisteme de protecție către cele două mari puteri, sistem financiar bancar și stat, și apoi să te uiți cum restul societății care totuși este parte din aceeași societate, da? Deci, și noi care partea trebuie să fie și partea asta, deși când spui fairness, mă gândesc că ar fi cineva vrea să-mi dea ceva, dar nu asta, dar ideea este de, cumva de a echilibra situația, da? Deci trebuie să fim decis că ăsta este sistemul în care funcționăm astăzi. Noi dacă vrem să schimbăm sistemul ăsta în care funcționăm astăzi, trebuie să înțelegem și s-ar putea să... Nu se face parte din el, eu n-aș vrea să fac parte din sistem. Nu vreau să fiu nici la stat, nici la aia, ca să pot să schimb interiorul. Nu asta este. Dar ideea este că trebuie să înțelegem cu actorii cu care lucrăm, cu cine jucăm. Iar asta, pierderea asta a noastră, prin adoptarea legii fără implantă, mi se pare un cost foarte mare dacă ne uităm la câte resurse eliberăm din partea cealaltă, nu? Că băncile vor trebui să realoce resurse în economie puțin mai eficient decât au făcut-o până acum. Până acum, vedeți puțin, băncile dau credite știind, cum să fie, știind că pot să le execute oricând, pot să caute oricând, oriunde, și aveau resurse, nu puteau să dea faliment orice client tâmpit sau prost aveau, îi dau credit pentru că nu puteau să dea faliment, ăsta era un sistem unde nu puteau să piardă, unde resursele în economie toate au fost aruncate către acest sistem și nu de forțele piețe, de modul în care a fost creat sistemul. Cum văd eu lucrurile, legea de implantă va face ca multe din aceste resurse care se duceau haotic către acest sistem vor rămâne în alte părți în economie. Și aici trebuie să vedem net efectul pentru economie, dacă faptul că nu se mai duc toate resursele către credite în imobiliare, da? Deși avem subvenția asta prima casă și aici trebuie să luptăm și problema este că noi ne batem pe darea în plată, noi să ne omorâm să scădem prima casă. Pentru aia atrage resurse din economie către piața imobiliară care nu poate duce așa de multă bunăstare într-o economie. Piața imobiliară e cam 4% din PIB, sistemul financiar bancar, profiturile sunt undeva pe la 2 și ceva la 100 de lei. Deci chestii foarte mărunte, nu au o contribuție foarte mare. Deci, eu așa o văd, văd că un fel de strategie, politică, dar în același timp tu eliberezi resurse. Lași resurse care se aduce, capitalul care se duceau acolo, pentru că asta e acolo, te duceai, băncile dau credit pentru persoana fizică, pentru că era cel mai sigur. Știau că nu poate să piardă. Tot viitoare va fi puțin mai greu să dea, deși cred, sigur că va face lobby pentru a crea alte loophole-uri și așa mai departe să dea credite în lucrurile. Dar totuși, o lege asta creează un hazard moral, dar și pune o frână, nu? Hazard moral automat asta trebuie să facă. Cât o să pună, o să vedem asta mai târziu. Speranța este că va putea să lase alte resurse să ducă în economie să fie redistribuite altfel, nu de sistemul bancar către imobiliare. Aici încerc să văd eu partea bună în toată chestia asta. Pentru că altfel, dacă lași sistemul așa, va continua sistemul să recicleze resurse, să atragă resurse și vom avea o altă perioadă în care, plus că ai și prima casă, vei avea doar bani care se deduce către persoane fizice să cumpere tot felul de tâmpenii, pentru că oricum nu e nicio risc pentru băncile. În acest moment.
este niciun risc. Ideea, deci, faptul că n-am eliminat această construcție a sistemului risc, frica de risc a sistemului bancar când dă credite persoanelor fizice, asta a făcut să fie irresponsabil. Legea de poți să o vezi, că legea de învață să le facă puțin mai responsabil. Aici, de aici încerc să vin cu legea asta. Aș repeta un argument de-al tău care mi se pare interesant și care este un plus al legii de reîmplată. Spui tu, ți arată sistemul cum este în prezent el, cât de prost este. Atrage atenția asupra ce. Asta a fost da. E foarte important. De fapt, e un fel de matrioșcă. Descoperi că împăratul e bun. Bogdan, te rog frumos, pe lângă faptul că trebuie să te asiguri că nu vom fi încuiați aici. Te rog să mai ai o intervenție. Dacă mă lăsați să vă spun în 3 minute, 4, nu știu, mă durează un pic mai mult. Următoarea chestie, care apare n-are legătură cu partea tehnică legea de reîmplată, dar este exact despre poziții pro și contra implicare și motivele pentru care unii de acord cu politică și alții. Ideea este următoare. Suntem, vrând nevrând, niște antreprenori. Vrem să vindem o idee, să o promovăm, vrem să vindem un produs, vrem să facem ceva, ca să schimbăm ceva. Bun, putem să vedem și ne propunem absolut nimic. De ce și varianta asta? Dar, câte vreme ne propunem să schimbăm ceva, să promovăm o idee sau un produs, se aplică legea de fier a antreprenorului, pe care am descoperit-o astăzi. Mă rog, am tot intuit-o așa de mai multă vreme, dar astăzi am avut o clară, toată splendoare. Și o să vă spun acum. Băi, legea următoare. După cum știți, eu fac ceva bere de ceva vreme. O, mă rog, parte dintre voi știți. Am un hobby cu bere. Și eu știu foarte bine, ca poate un viitor antreprenor, bă, ce înseamnă bere bun. Mi-e foarte clar ce înseamnă bere bun. Și vreau, desigur, să vând chestia asta, adică vreau să-i conving și pe alții să o cumpere, eventual. Și în politică la fel. Știu ce înseamnă o idee bună, știu ce înseamnă, nu știu, o economie sănătoasă, aș vrea să-i conving și pe alții înțeleagă chestia asta. Sau să ajungem acolo. Acum, faza următoare. Există comunități de oameni care știu ca și mine ce înseamnă berea bună. I-am descoperit și eu, așa cum am descoperit cercul Mises. Acum mulți ani de zile. Adică există niște inițiați de ăștia mai buni ca mine, care, băi, fac alt de la ei, învăț și eu cum să face berea bună. Perfect. Și noi creștem cu timpul. Adică intră în schemă mai mult și mai mult și mai mult. Nu știu. Poate că eu sunt convins că nu o să ajungem dominanți niciodată. Și ca libertarian la fel. Ideea este următoarea. În momentul în care tu vrei să treci din cercul ăsta de inițiativă, de atenție, regulă casei este noi nu vindem, noi nu facem ca să vindem. Noi aici ne adunăm, deci regula explicită, pusă de cine a înființat grupul. Este noi aici ne adunăm ca să împărtășim între noi fiecare din ce a făcut berea. Și să o savurăm între noi, să vedem cât de tare e berea care o facem noi. Dar nu ne interesează sau altceva. Nu aduceți pe forumul ăsta sau în cercul nostru alte discuții. Nu ne interesează. Bun. În momentul în care tu încerci să sari din cercul ăsta, adică din cercul de lectură, cum ar veni, în spațiu public, sau încerci să promovezi un produs sau o idee în partea cealaltă, inevitabil faci compromisuri. De ce? Păi nu știu, cu berea de pildă. Eu știu ce înseamnă berea bună. Știu că am citit, am învățat, am degustat, am văzut multe beri. Știu foarte bine, credeți-mă mai bine ca poate toți cei de aici, ce înseamnă bere foarte bună, sănătoasă, naturală, orice. Eu pun pariu că voi cei de aici n-ați plătit atât cât ar trebui să plătiți ca să beți berea pe care o consider eu cea mai bună. N-ați vrea să plătiți, pur și simplu. Unii poate spune, dumneavoastră, dar îmi place și vinul și atunci nu au bani cu berea, așa pot să beau și vin. Alții pur și simplu pentru că o consideră prea scump, așa mai departe. Și atunci, în momentul în care te apuci de afacere, ești cu fața la piață. Adică încetezi să te mai gândești. Nu neapărat trebuie să știi din sală într-o carte, ci pur și simplu te prinzi. Băi, cumva, și o faci cu remușcări, o faci cu un sacrificiu, adică, la naiba, nu mai trebuie să o îmbutelezi în sticlă, trebuie să o pun în bec. De ce? Păi, fiindcă, uite, nimeni nu o cumpără în sticlă, dar în bec am șanse mai mari să o cumpere.
Scopul tău care este? Scopul tău este să aduci o îmbunătățire în viața omului. Adică scopul tău este să înlături poșica care există pe piață în prezent și să vii cu o chestie care știi tu că este clar mai sănătoasă și mai bună. Dar acum vei ajunge să vinzi ceva ce categoric nu reprezintă ideea ta de bere bună. Pentru că ai descoperit între timp că berea ta bună nu ți-o cumpără nimeni, de fapt. În afară de cercul de inițiați în care ai primit premii, laude, ai degustat și așa mai departe, lumea nu vrea așa ceva. Pentru că lumea vrea și alte chestii. Ori aici, în cercul de inițiați, lumea vrea numai asta. Niște psihopați care nu vrea să discută toată ziua. Dar în afară chestii astea, lumea vrea și altceva, care are alte copii, are treabă, servici și așa mai departe. În viață. Așa e și în politică. În momentul în care vrei să sari din cercul de inițiați în spațiu politic, poate nu vrei încă o dată spune. Dacă vrei să faci chestia asta și vrei să promovezi o idee, atunci sigur tu poți să o promovezi. Vreau să vă spun astăzi ce am citit în Human Action. Dar, probabil, lumea va pleca instantaneu. Deci nimeni nu va fi interesat să audă ce bere ai făcut-o acolo. Dar momentul în care spui, știi, și încep să-i vorbești pe limbajul lui și spui, uite, îți dau cu 2 lei, te costă mai mult, dar e mai bună, are tot același acid, același alcool, tot în apă rețeta germană clasică a berii respectă. Știi, adică îi dai o chestie care clar nu este ce vrei tu să faci, dar ce-ar digera el, da? Se cheamă că ai reușit, ai făcut pasul. Dacă nu pricep chestia asta și nu pricep că e nevoie de compromis în antreprenoriat, pentru că antreprenoriatul este să promovezi o chestie care place celorlalți, nu ție, înseamnă că nu faci chestia asta. Nu ai ce căuta acolo. Stai la tine acasă. Și atunci, singura problemă care se pune, ex post, în opinia mea, este avem mai multe, nu știu, putem să ne gândim la mai multe strategii concurente. Nu știu, sunt unii care spun, ca așa e și cu la bere. Sunt unii care spun, domne, primul care au apărut când era concurență, zic, berea noastră artizanală este fenomenală, este nu știu ce. Ok, astăzi, ăștia care au făcut chestia asta, au rămas jos. Pentru că deasupra lor au venit unii care au spus, noi facem o bere care este meseriașă, asta e cuvântul. Pentru o bere meseriașă. Care evident costă mai mult. Cine o cumpără pe aia? Puțin. Dar ei sunt la altă chestie. Desigur, ei sunt mai apropiați de ceea ce știu eu că e berea bună. Acum, faza este următoarea. Sigur că treaba degenerează. Adică am băut berea câteva de proaste, încât îmi dau seama că i-au falsificat la greu acolo. Adică a mai rămas numai numele din etichetă. N-a mai rămas nimic altceva. Dar sunt și beri bune. Pe ansamblu îmi place evoluția asta și ce se întâmplă. Adică, în loc să rămân doar cu berea industrială de care m-am plictisit oricum și care știu că n-are nimic, nicio bere mai de fapt, îmi place unde sunt acum. Deși iau țeapă din când în când. Adică mai bea o bere pe care scrie că e bună, costă și mult și cred că e ceva acolo, cine știe ce, și iau țeapă în gustare. Știi care e problema, Bogdane? Deci asta, ca să... Chiar ai înțeles toată industria. Poți să ajungi la un moment dat să zici, băi, de ce eu pot să-i bat pe ăștia cu poșirca prin armele lor, să devin și mai bogat decât ei, să-i scoși pe ei. Dar, de fapt, ce te ține, ce ne ține, știi, să nu treci peste limita aia. E o limita... Pericul este că dacă ajungi mare, ți-a ieșit afacerea și ai promovat produsul ăla, după ce ai ajuns mare, să zici, bă, gata, sunt monopolist. Nu mai vrea nimeni chestia. Sigur că da. Dar nu despre asta este vorba aici, ci este vorba de idee. De a ieși din cerc, de a întinde cercul și de a promova o idee sau un produs. Pe care o poți face mai mult sau mai puțin conservator, cu diferite strategii. Nu asta chestia. Nu știu dacă putem judeca aici, apropo de legea Dorin Patru, să mai degrabă sceptic. Dar nu asta e problema, că preferința mea sau judecata mea de a fi mai degrabă sceptic, e o judecată subiectivă, a mea proprie. Adică eu cred că mai degrabă nu. A și venit cu asemenea idee din motivul retroactivității. Da, e o întrebare. Chiar e imposibil să... Dar anumite e ok, știi? Adică, băi, e bine că vine lumea cu de-astea, fiindcă, uite, e ca și cu berea, știi? Poate... Da, eu prețuiesc egalitatea de șanse foarte mult. Și atunci știu și eu dacă nu cumva mă înșel și poate cu legea asta chiar, uite, cum zicea Florin, poate are dreptate. Într-un fel.
Pe ce termen scurt, lung, habar n-am. Știi, mi-e clar că pe termen destul de lung pică. Clar. Dar pentru un timp relevant, știi, poate are dreptate. Nu văd cum se îmbutățim, bă. Situația ideală ar fi să tu să faci cea mai bună bere publicul să fie chiar doritor de acea bere. Să o faci eficient, astfel încât să se vândă mai bine decât pășircile care să fie mai scumpe. Da. De multe ori ce bere îți place ție, va trebui să vinzi alta, știi? Și acum hai să mergem la bere. Să ia legătura cu belgienii. Și din păcate suntem. Belgienii o să vină la Europa. Bine, mulțumim tuturor. Da, da, da.